Baștea Ioan, prezent. Băștig Vasile, Bulin Ioan, Bulagea Florin, David Marciu, delegat sătesc, Farcaș Florin, Gebuș Ioan, Gioș Ioan Jean, Ivancescu George, cred că vin împreună, Maga Ilie, delegat sătesc, Plop Liviu, Plop Sorin, Voicu Florin, Vosioi Benone, domnul viceprimar, în concediu. Domnul consilier, suntem convocați astăzi prin dispoziția primară numărul 201 din 16-2-2018, ședința ordinară a Consiliului Local Comunal, fiind prezentă marea majoritate a consilierilor, ședința este legal constituită și poate începe. Pentru aceasta vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Cine face propuneri? Propun pe domnul Baștea. Domnul Farcaș propune pe domnul Baștea. Sunt toate propuneri? Domnul a venit toate propuneri, spune la vot cine este pentru. Îi întrebăți dacă omul e de acord. Vede, puneți-l acolo, în față, că nu se supere nimeni. Uite, mai puneți un scaun chiar acolo în ușă, că nu circulă nimeni. Băi, Marcel, pune un scaun în ușă acolo, că nu circulă nimeni. Așa mi-i v-ați lățit cu voi. Lăsați scaunul. Așa mi-i v-ați răbărțat. Trecem la diverse, la urmă? Nu la diverse, ca ordine de zi. De ce? E venit o adresă mai încoace la zile de la prefectură pentru aprobarea programului priorități obiective plan local privind dezvoltarea economic-socială în 2018. Deci asta ar fi punctul 9. Deci declar ședința deschisă de astăzi 22. Aș vrea să când scaun și așa, dați-vă chiar dacă stați în ușă. 22 februarie. Chiar dacă stați în ușă, stați un scaun. Și încep prin citirea ordinei de zi. Da? A ședinței, deci convocată în data de 22. Păi ce mai stai? 202. Am spus la ora 13. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Inițiator, Olariu Viore, primar. Domnul primar, Viore, Olariu. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din comuna Coțofănești pentru perioada 2018-2020. Inițiator, domnul primar, Olariu Viore. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind înființarea grupului de inițiativă locală GIL, în paranteză, și a grupului de lucru local GLL, în paranteză, pentru asigurarea implementării strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2018-2020 în comuna Coțofănești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al primarului Comunii Coțofănești. Inițiator, domnul primar. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărire și înfrumusețare a Comunei pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Olariu. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Comuna Coțofănești a suprafaței de 2,46 hectare teren arabil extravilan pentru zona de protecție a puțurilor de apă F2 și F3.
inițiator, domnul primar Olariu. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al comunei asupra suprafeței de 25.642 metri pătrați, teren extravilan, parțial acoperit de apă, cu denumirea Balta Răioasă. Inițiator, domnul primar Olariu. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 4-2017, inițiator domnul primar Olariu. Și la punctul numărul 9, la punctul numărul 9 o să discutăm despre priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială pentru 2018. Așa. Și la punctul 10, alte probleme diverse. Să-mi scrie cineva? Eu pentru punctul numărul 10. Eu aș mai vrea să mă propun de zi, dacă îmi permiteți. Da. După cum știți, acum câteva luni de zile toți consilierii am primit niște caiete de audiență. Eu am încercat să-mi fac treaba și am discutat cu crescătorii de animale, cu fermieri din comuna Coțofănești, care au concesionat prin stații publice, am trecut în luna martie, pășune permanentă. Cel puțin așa era trecut în, este trecut în contact pe USA. După discuțiile cu dumnealor și studiind un pic ordonanța de urgență care a fost invocată și anul trecut, în luna februarie, când am aprobat scoaterea licitației la suprafeței de pajiști permanente, studiind ordonanța de urgență 34 din 2013 și legea 86 din 2014, am constatat că crescătorii de animale au dreptate. Vreau să vin pe ordinea zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea anulării de redevențe pentru terenurile concesionate crescătorilor. Domnul consilier, eu voiam să supunem la vot cu ordinea de zi, da? Eu vreau să mai vin cu un pirna de zi. Nu, la diferență. Nu la diferență. Nu, ați înțeles greșit. Vreau punct la ordinea de zi. Vreau punct la ordinea de zi, nu la diferență. Adică, știți cum, problema e atât de importantă încât nu putem trece la diverse. Putem trece la diverse alte probleme, dar asta nu. Eu, deci probabil, mă rog, are și o hotărâre. Da, domnule, da, am un proiect de hotărâre. Faptului că am avut ce ai făcut. Dacă spun eu, după aia, nu, se interpretează. Domnul secretar, pentru că... Eu mă adresez consilierilor, nu mă adresez... Să vorbească. Da, ce vreau să vă spun. Un proiect de hotărâre trebuie să conțină raportul compartimentului de specialitate. Fie el favorabil sau nefavorabil, nu contează. Trebuie să fie un raport. Nu este un punct care se poate fi inclus de urgență pe ordinea de zi, dar se poate include pe ordinea de zi a ședinței următoare, pentru că este timp pentru a se decide în situația respectivă. Și atunci, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu nu am trebuit să cu el la 7 zile înainte, eu știu lucrul ăsta. Da. Nu mai asta, era raportul compartimentul de specialitate, că se putea face așa cum... Eu solicit consilierilor, sunt de-a voie să discutăm despre lucrurile astea. Mai ales trebuie ca proiectul hotărâri să îmbrace o formă cât de la care vom băi dacă o formă. O îmbrăcăm după aceea. Ar fi păcat să amânăm lucrurile astea. Sunt lucruri foarte importante. Vă aduc la cunoștință că și așa e târziu, am venit târziu cu proiectul ăsta. Din ce cauză? Până la 1 martie, noi crescători de animale trebuie să prezentăm adeverințele de la medicii veterinari, trebuie să vedem dacă mai păstrăm izlazul, dacă mai păstrăm. Haideți să discutăm despre lucruri. Haideți să facem discuții despre lucrurile astea. Dacă nu... Haideți să aprobăm ordinea de zi, lăsăm la diverse și rugăminte. Doar raportul compartimentului de specialitate nu poate fi supus aprobării de locală și ședință de acum. În ședința următoare și nu este timpul pierdut, pentru că adeverințele alea se pot aduce, nicio problemă, nu vă împiedică nimeni să le aduceți cu numele de animale. Și este timp pentru că până la 15 mai se depun noile cereri pentru subvenții, și deci ne încadrăm în timp. Deci aici chiar nu e vorba de cereri de subvenții. Bine, dar sunteți ca punct de stare, puteți să aduceți la cunoștință. De starea terenurilor care ne-au fost închiriate pe stații publice. Da, da.
Nu vine nimic. Bine, atunci o să stăm la diverse, că acolo puteți că nimeni nu poate împiedica să... Puteți draftul, proiectul de hotărâre să-l prezentați, nu e problemă. Da, atunci o să aștept până la diverse. Numai că ordinea aia putem schimba în funcție de... Aștept până la diverse. Deci supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și acum am eu o propunere vis-a-vis de ce a zis domnul Voci. Avem cetățeni niște care vin de câteva luni, vin pe aici cu problemele lor. Putem să o discutăm înainte de restul. Ca să putem noi pleca acasă. Știți de ce? Este plece ori și după aceea sunt și alte probleme. Da, eu încerc să-mi întrebați Consiliul Local, nu pe mine. Eu hotărâs lucrurile astea. Domnule, supunem la vot. Dacă suntem de acord să discute și schimbăm cu chestia asta. Mai am o propunere. Nu, asta e unul. Eu am la propunere. Ca punct, după ce discutăm punctul pe care l-ați propus dumneavoastră, adică să discutăm de buget, pentru că doamna contabilă s-a explicat și noi să ne vedem de treaba. E aceeași chestie. Penultimul punct. Era penultimul punct, să treacă pe punctul 2, dar sunteți de acord. Da, 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 schimbăm priorități. Deci treacă după discuția... Dacă sunteți de acord cu ceea ce am propus, cine este pentru, vă rog? Împotrivă, abține? Da, domnul Voicu, aveți cuvântul acum, dumneavoastră vă rog frumos să fiți atenți. Să facem? Da? Că problema asta vă interesează strict de dumneavoastră și nu vreau să totul duce să vă mai văd și la vară pe aici cu aceeași problemă. Hai să o rezolvăm o dată și după aia... Da, deci poți să începem, da? Trebuie să vină doamna Petru. Da, doamne, vine în două secunde, vine, dacă să discutăm cu tot. Mamela, hai vino și stai aici. Așa aici. Hai aici. V-am invitat pentru faptul că eu v-am invitat pe dumneavoastră și Consiliul Local trebuie să-mi ia sentimentul meu, pentru că se discută problema pășunii și e bine de lămurit o dată pentru totdeauna să știi și oamenii ce aveau de făcut și noi ce avem. Adică noi știm ce avem de făcut, știu oamenii ce au de făcut. O să citesc propunerea mea, proiect de hotărâre, după care o să încerc să-l dezvolt liber ca să înțelegem. Deci, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență numărul 34 din 2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, prin legea numărul 86 din 2007 iunie 2014, propun următoare. Anularea redevenței pentru terenurile concesionate prin licitație publică în luna martie 2017, ca și pajiști permanente, crescătorilor de animale, deoarece, conform Ordonanței de Urgență 34 din 2013, articolul 1, punctele 2-3 și a legii 86 din 2014, articolul 1, punctele 1-1-1-2, aceste terenuri nu se încadrează în categoria de folosință pajiște. Aceste terenuri sunt împădurite și cantitatea de iarbă care ar trebui să fie predominantă este inexistentă. De altfel, ultima cerere depusă la APIA pentru pajiștele Comunei Coțofănești în anul 2013 de către OAT Coțofănești s-a făcut pentru suprafața de 222,37 hectare, deci nici la acea dată pajiștele aparținând OAT Coțofănești nu erau în suprafață de 537,074 hectare, suprafață care a fost aprobată în luna februarie 2017 de Consiliul Local Coțofănești pentru scoatere la licitație. Mai mult de atât, în urma nemulțumirilor cetățenilor crescători de animale, care au închiriat pajiști permanente de la OAT Coțofănești prin licitație publică, OAT Coțofănești prin persoana domnului primar a elaborat către Ministerul Agriculturii adresa numărul 4887 din 2017, înregistrată la serviciul de presă și relații publice la Ministerul Agriculturii cu numărul de 128577 din 2017, adresă care a primit răspuns în 11.10.2017, prin adresa cu numărul 5200 din 11.10.2017 la OAT Coțofănești și cu numărul 276109 din 2017 luna 10 la Ministerul Agriculturii. În această adresă se precizează clar că fermierii au primit pășuni împădurite pline cu tufăriși improprii pășunaturi.
Conform actului 43, din 9-11-2017, pe care crescătorii de animale l-au primit de la APIA, se face referire că au fost scoase din blocul fizic suprafețele împădurite, plină cu vegetație lemnoasă și lipsite de iarbă, ceea ce este impropriu pășunatului. Astfel, în urma ultimelor controle prin teledetecție și vizualizarea imaginilor satelitare din 2017, OAT Coțofănești mai are o suprafață de pășune eligibilă de 170 de hectare. O să anexez acestui proiect și documentele de la Ministerul Agriculturii și cele de la APIA. O să încerc să dezvolt un pic cum stau lucrurile. În ședința Consiliului Local din 27.02.2017, noi, consilierii locali, am aprobat scoaterea licitației a unei suprafețe de 527,74 hectare pajiști, din total de 560,04 hectare a comunei Coțofănești. În acest scop, domnul primar a venit cu proiect de hotărâre, cu expunerea de motive. Noi am fost un pic dezinformați la data respectivă și o să vă spun de ce. O să vă citesc acum articolele pe care le-am invocat din Ordonanța 34 pentru a vedea definiția pajiștilor, pentru că de acolo pleacă totul. Pajiștile permanente, articolul 1.2 din Ordonanța 34 din 2013. Pajiștile permanente, denumite în continuare pajiști, sunt suprafețe agricole de pășuni și fânețe naturale sau cultivate, folosite pentru producția de iarbă sau de alte plante erbacee furajere, care nu au fost incluse timp de cel puțin 5 ani în sistemul de rotație a culturilor și care sunt utilizate pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, așa cum este prevăzut în alineatul 1 și aici se mai invocă în regulamente europene. O să trec peste asta. O să merg la punctul 3, în care spune clar. În categoria pajiști sunt cuprinse și A. Pajiști împădurite cu consistență mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetații forestiere. Și B. Pășuni alpine, care nu avem. O să trec peste ea, că nu avem treabă cu ea. Hey, aici pe punctul A de la pe sub punctul A de la punctul 3, unde se vorbește despre consistență mai mică de 0,4, am stat de vorbă cu un consultant agricol de la Direcția Agricolă Bacău, m-am deplasat la Bacău zilele trecute, și mi s-a spus în felul următor. Consistență de 0,4 înseamnă că pe suprafața respectivă trebuie să fie consistență de 0,6 iarbă. Suprafețele la care eu fac referire, care au fost scoase din blocurile fizice, care sunt împădurite, vreau să vă spun că nu au iarbă aproape deloc. Nu mai spun. În suprafețele alea fac parte râpi, unde nici nu poți să tai pomea. În cazul meu, pe suprafața de 6 hectare de izlaz, și nu vreau să credeți că mă dau exemplu pe mine, dar știu situația mea cel mai bine, am și o casă a unor cetățeni. Hatul, între mine și Simona Vasile, este undeva într-un drum, un drum de care să folosesc niște cetățeni care au construit case pe izlazul acela. Deci vă dați seama, în cazul meu n-ar trebui numai să curăț vegetația, ar trebui să mă apuc dărâmat construcțiile. Da. O să trec la, să vă dau citire din legea 86 din 2014, care vine și reglementează Ordonanța 34 din 2013. Numai un pic. Articolul 1. Punctul 1.1. Punctul pe care l-am invocat în proiectul de hotărâre. Pajiștile permanente din extravilanul localităților, denumite în continuare pajiști permanente, sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere, erbacee, cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani. Se repetă punctul 1, aliniatul A de la Ordonanța 34. Punctul 1.2. Pajiștile permanente pot include și alte specii, precum arbuștii și sau arborii utilizați și pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante.
Deci exact ce v-am spus la subpunctul B din ordonanța 34. Precum și terenurile bune pentru pășunat, care fac parte din practicile și obiceiurile locului, unde în mod obișnuit suprafețele de pășunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă și cu alte plante furajere herbacee. Aici e vorba despre suprafețele, despre plantații, o să vă dau un exemplu, plantația de la podurile Uțoiului. O țineți, știți cu toții, eu cu domnul consilier Artan mergeam și păzeam animale în timpul lui Ceaușescu pe acolo. Ții minte, mergeam, jucam fotbal. Erau niște salcâmi frumoși, groși, mari, nu mai sunt acum. Acum azi numai tufii, deja nu sunt mai. Acum nu mai e iarbă. Atunci era și iarbă și erau și arbori, și arbore. Ei, ca atare, nici cele 300, aproximativ 300 de hectare care au fost scoase din blocul fizic de Apia, nu îndeplinesc condiția de a fi pășune permanentă, conform definiției pășunii. Ăsta este motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră cu propunerea asta. Vedeți dumneavoastră, pe principiu nu-ți plătesc și nu mi-ai dat. Care e un principiu pe care, cred că toți, care toți suntem de acord cu el, nu putem noi, crescătorii de animale, să plătim redevență la primărie pentru pajiști permanente pe suprafeții care nu sunt pajiști permanente. Eu îmi reproșez, ca și consilier local, că anul trecut, în luna februarie, nu am fost suficient de atent. Bine, eu nu am votat proiectul de hotărâre. Poate dacă eram suficient de atent și veneam cu lucrurile astea, înțelegeam că facem o greșeală. Mai mult de atât. Am discutat cu domnul inginer Bărbălău de la Agenția de Plăți în Agricultură de la Oneș, care răspunde Comuna Coțofănești, și dumnealui mi-a semnalat faptul, el a sesizat OATO Coțofănești că se face o greșeală. Nu m-a sesizat pe mine, eu nu știu cu cine a discutat dumnealui, dar dumnealui mi-a confirmat că a sesizat lucrurile astea. Și mi-a mai confirmat că suntem printre puținele comunii care am făcut treaba asta. Am discutat cu cei de la Ureche și am discutat cu cei de la Căiuț. Asta e adevăr. Ca să mai vin cu o dovadă, la Coțofănești nu s-a închiriat pajiștile permanente pentru crescătorii de animale, pentru pășunatul animalelor. O să vă dau un exemplu concret. Un crescător de animale care e prezent aici în Consiliul Local, domnul Bulin Ioan. Domnul Bulin Ioan a licitat în luna martie pentru parcela 1187 din Tarlaua 74 Cireci. Da, domnul? Da, spune. În cazul, în situația lui, este și domnul Cristi Zar, care a licitat pentru parcela 1608 din Tarlaua 740. Din Tarlaua 74, mă scuzați. Oamenii ăștia au fost la APIA și le s-a spus în felul următor. Acolo nu există bloc fizic, nu aveți pășune deloc. Acolo sunt numai arboret, tufe, tufărișuri, arbori. Domnul Bulin s-a întors la primărie, la domnul primar. Acolo și-a zis teren accidentabil. Așa, accidentabil. Așa, fără bloc fizic, împădurit. Așa. Da. Deci, prima greșeală este că s-a scos un astfel de teren la licitații. Deci, mi se pare o greșeală că s-a scos un astfel de teren la licitații. Adică, licitația a fost făcută pe hai să facem licitații să aducem bani la bugetul local. Pot înțelege și lucrul ăsta, că mi se pare normal să aducem bani la bugetul local. Dar haideți să-i aducem așa cum trebuie să-i aducem. Domnului Bulin a fost încheiat un contract adițional și a fost realocat în altă, pe altă, în altă tarla, cu altă parcelă. Une, spre fericirea dumnealui, are în jur de 12 hectare de teren eligibil și printre fericiții beneficiarea subvențiilor de la, de la Agenția de Plăți în Agricultură și vreo 3 hectare neeligibil. Domnule, dacă știam că se pot face lucrurile astea, pentru că în februarie am aprobat scoaterea licitației, nu să facem acte adiționale. Și eu aș fi mers și am spus, domnule, uite și eu am un hectar 22 care e pășune. Când îi se spune mereu că, domnule, nu trebuie să fie neapărat eligibilă pășunea. Păi, domnule, dacă nu este eligibilă, conform definiției pășunii, înseamnă că nu are iarbă pe ea.
Iar vaca mea merge și moare de foame acolo, ca să, dacă, dacă poate să pătrundă printre arbor și arboret. Chiar dacă încep să, încerc să curăț arborii și arboretul, iarba crește pentru peste mulți ani. Asta e, asta e motivul pentru care vin în fața dumneavoastră. O să încerc, domnul secretar, să știți că trebuie dat eu, o formă, da, v-am citit din ordonanța 34, din legea, ordonanța și lege care au fost invocate în februarie 2017, când s-a făcut citația publică. Deci nu am citit din alte legi care au anul ăsta, de exemplu, informații pe care am, a apărut alte legi vis-a-vis de, da, de pajiști și de pășuri. A, de nu s-au umblat acolo. Ei, deci înseamnă că alea sunt sfinte, domnule, și trebuie să le respectăm. Da. Asta e. Ar mai fi de spus ceva, dar dacă totuși îi dăm, poate îi dăm o formă legală la ședința următoare. Poate o punem pe ordine de zi, poate încercăm să facem ceva. Și ce trebuie să... Haideți, haideți să nu ne bate în joc de crescătorii de animale. Asta e părerea mea. Știți cum? Dom'le, Coțofăneștiul ăsta în ultimul an a ajuns o comună necăjită. O comună... Vai de cap, suntem, vai, suntem sub ureche, suntem sub căiuță. Dom'le, am o... Nu mă scuzați. Nu. În ce sens? Nu faceți paranteză. Hai să a cetățenilor, dom'le. Nu, nu reproșesc cuiva. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu a investițiilor, a cetățenilor. Nu, domnule, nu, domnule. A stării, a stării. Faceți nuanțarea ca să așa, pot să vă fac... răspund. Dar nu că nu vă cer un răspuns. Dar nu, dar eu sunt obligat. Așa, domnule, nu, nu, nu vă acuz. Domnule primar, nu vă acuz. Nu pot să spun. Nu știu cine vorbește și nu știu cine vorbește. Domnule Manole, vă rog să mă lăsați să vorbesc. Vă rog, domnule Manole, vă rog frumos. Eu vă întreb pe care trebuie să-l aperi și tu. Domnule Manole, să discutăm. Haideți un pic de respect. Vorbesc cu tu și tu, e bine. Domnule Manole, vă rog frumos. Cuvântul dumneavoastră. Domnul Manoli, eu nu mai interesează. Eu, suveran în această ședință, ca să știe toată lumea dacă cunoaștem legea, și sper că o cunoaștem, pentru că trebuie cunoaștem, domnule, da. Este domnul președinte al ședinței. Dumnealui hotărăște, nu stabile, hotărăște. Nici Consiliul. Consiliul hotărăște după ce spune domnul președinte la vot. Nu stabilește nici cetățeanul. Haideți că eu nu stai aici pentru vot. Domnul primar. Rugămintea mea este să nu transformăm ședința asta în bulibășea. Da, înțeles, domnul președinte. Domnul primar, eu nu am zis că domnul avea asfalt, nu am reproșat. Eu am cerut doar să se dezvoltească, m-a dezvoltat un subiectul. În ce sens? Așa, a stării cetățeanului. Domnul consilier. Și o să detaliez. Domnul consilier, vă rog frumos, să ne limităm strict la ceea ce aveți de spus. Fără de strict la subiectul pe care l-am mai deschis. Da, domnul președinte. Nu lungim aici. Credeți că starea cetățeanului... Domnule, starea cetățeanului... Cetățenii pe care îi reprezentăm în atunci aici... Haideți ca să fim eficienți. Eficientizăm ședința asta un pic. O să mai vorbesc un minut și închei. Domnule. Păi nu așa. Trebuie să vedeți cu o propunere, trebuie să vedeți... Păi asta vreau eu să aud. Da. Deci, cetățenii comunii Coțofănești sunt necăjiți. Uitați-vă cât un cetățean de la țară creștea înainte un porc, creștea 20-30 de creștere. Deci pe aspectul creștere, valori de animal. Da, păi, urma, m-ați întâlnit, nu mă supărați. Eu v-am zis, nu vă acuz de nimica. Și mă adresez cu un local. Hai să fim, serioși, că doar de asta suntem trimiși aici, ce naiba. Așa. Dacă noi nu încercăm să-i ajutăm, nu facem, nu rezolvăm nimic. Haideți să lăsăm pe crescători de animale să facă bani, domnule. Să facă bani, să vină să plătească la bugetul la bugetul local impozite, așa să le luăm banii, prin impozite pe profit, pe alte plăti. Mai avem ceva de zis, dar poate la ședința următoare, domnul secretar, după ce dăm o formă legală, o să o supunem și la vot, nu? Spuneți dumneavoastră că nu se poate vota acum. Să votați în principiu, dar eu nu o semnez, vedem cum o să zic ce formă se ia. Știi ce vă rog? Oamenii ăștia n-au venit degeaba, să plece, să învețe ce, dacă au venit aici, să tragă o concluzie. Să-și dea, nu, unul, fiecare, nu poți să-i împași pe toți, fiecare da. Domnul secretar, având în vedere că cu ce propunere veniți, domnul voi? În sensul ăsta, cu ce propunere veniți, dumneavoastră? Care-i proiectul de hotărâre? Esența este anularea redevenței pentru suprafețele care nu constituie pășunii conform definiției pășunii. Vis-a-vis de ordonanța 34 din 2013 și legea 86 din 2014. Sună bine. Care sunt baza. Sună bine cum am spus, dar problema este așa. Ce spuneți dumneavoastră referitor la pășuni permanente, pași permanente, este tot una cu neeligibil la APIA?
Aici e problema. Păi am încercat să spun lucrul ăsta. Vedeți dumneavoastră, și o să dau din nou exemplu. Că neeligibil la API ar putea să însemne și pășun cu consistență sub 0,4. Și atunci e pagină și permanentă. Este amenajamentul pastoral. Ascultați-mă un pic. Da. O să-mi dau exemplu din nou contractul meu. Eu am un hectar și 22 de eligibil și pe care efectiv se poate pășuna. Pe celelalte 3,8 hectare nu se poate pășuna. Nu există iarnă. Nu-i vorba și noi sunt mai mulți crescători în situația mea. Deci, dacă nu chiar toți. Aici e problema. Eu consider că s-a greșit atunci când am scos la licitație o suprafață de 537 de hectare care conține terenul scoase, pășune scoasă din blocul fizic. Scoase din blocul fizic, pentru că dacă vă dați seama, în 2013, după ultima măsurătoare, după ultima cerere la APIA, în 2013 noi aveam 222 de hectare. În 2017, la 4 ani distanță, vegetația aia s-a crescut, s-a îngroșat. Păi în 4 ani de zile ai nevoie de amenajament silvic ca să te poți apuca de treabă. Domnilor, e o treabă serioasă. Nu vin aici că v-am spus o perioadă destul de lungă, n-am dat atenție lucrurilor astea. Noroc că mi-ați dat registrul ăla de audiență și ați hai bă, să fac și eu, să discut și eu cu crescătorii de animale. Ei, domnule, au dreptate oamenii. Deci, domnul secretar, cum procedăm ca să... Proiectul de hotărâre la ședința următoare. Bine. Da. Am speranța atunci, domnul consilier. Ce trebuie, ce am cu riscul de a mă repeta. Poate ar trebui și la AFIA să facem o întrebare. Da. Suprafețele neeligibile cuprind și numai suprafețele care sunt sub sunt peste 0,4. Păi ele ar trebui delimitate. Păi ascultați-mă un pic. Acum na, poate... Domnule, eu... Consistența asta, de ce sunt termeni de silvicultură? Chiar da, nu știu să vă spun acum. Silvicultură și e vorba de desimea arboretului care este instalat și neavând vegetații de pășunat. Deci cine poate? Pentru arboret, pentru capre, pentru oi... Dați-ne idei. Pentru pășunat. Cine stabilește? Pentru pășunat. Dar iarba trebuie să fie predominantă. Amenajamentul pastoral spune clar. Ăla stabilește. Domnilor. Ce iarbă și ce domnul secretar. Pastoral. Domnul Manole, vă rog să nu mai interveniți, domnule. Ați venit, ascultați, că până la coartele astea ați venit aici. Să ascultați. Nu aveți dreptul să interveniți. Mă repet ce a spus domnul primar. Haideți să discutăm. Cum se discută? Domnul secretar, haideți să mai citesc o dată, domnule. Da, nu am dare. Ascultați-mă un pic. Haideți să mai citim o dată. Domnule, dacă mai citim o dată. Deci. Pășunile împădurite. Pășunile împădurite. Cu consistență mai mică de 0,4 calculată, numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetație forestieră. Deci, dacă 0,4 pentru suprafața ocupată efectiv de vegetație forestieră, asta înseamnă că trebuie să fie 0,6 iarbă. Corect. Și mă duc în subpunctul 1.2 de la legea 86 care reglementează ordonanța 34. Și spune foarte clar acolo. Iarba trebuie să fie predominantă. Domnilor, pe 3,8 hectare de pășune închiriată de mine, nu este iarba predominantă. Problema se pune așa. Cine să constate consistența asta de sub 0,4%? Pe amenajamentul zoopastoral, eu zic după mine, ca specialist, că trebuia delimitate suprafețele respective, unde au consistența mult mai mare. Domnule, amenajamentul pastoral. În parcela pârlituri, în talaua pârlituri Valea Bălcii, unde am eu, unde sunt alocat eu cu izolație, amenajamentul pastoral s-a făcut pe suprafața asta eligibilă, pe suprafața unii este numai iarbă și erau tufăriși, câțiva tufăriși, un pic de tufăriși. Acolo s-a făcut. Dar mă întreb eu, de ce nu s-a făcut amenajamentul pastoral pe suprafața cealaltă, care e mai mare, de exemplu, acolo e o tarla de 30 de hectare, în care suntem alocați 4 crescători de animale. Oameni buni, din 30 de hectare, vă spun că pășunii este acolo în jur de 5, 7, 9, în jur de 12 hectare maxim. În jur de 12 hectare sunt pajiști, conform definiției pajiștilor. Restul, de 18 hectare, e teren accidental, împădurit, pe care nu o să-l putem face pajiști.
Da, aici drept și alte și suprafețe reproductive, spre exemplu, bălți, ravene, toate astea nu trebuiau... Haideți să dau citire actului de la Ministerul de Agriculturii. La numai două fraze, atât, care sunt elocvente pentru ceea ce spunem. Act pe care domnul primar l-a primit la primărie, dumnealui a solicitat și îl felicit pentru chestia asta. Dacă n-aveam actul ăsta în față, credeți-mă că nici nu începeam discuția. Îi mulțumesc, domnule primar. Uitați ce scrie aici. Din decretarea dumneavoastră, statamentul. Din situația prezentată de către domnul primar în actul pe care l-a trimis la minister, rezultă că fermierii care au primit pășune împădurite, plină de tufăriș, improprii pășunatului, și pentru care au primit au plătit chirie, iar din valoarea chiriei nu au fost căzute lucrările necesare pentru refacerea pajiștilor, care în situația prezentă depășesc valoarea ierbii disponibile pentru animale. Deci aici spune foarte clar. Și Ministerul Agriculturii face o recomandare. Deci face o recomandare prin actul ăsta. Și spune așa. De asemenea, din materialul transmis la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, rezultă că au fost scoase la licitație suprafețe de teren care nu se încadrează în categorința de folosință pajiști. Deci exact ce v-am povestit eu până acum. Așa spun consultanții la minister. Conform definiției prevăzută la articolul 1 alineatul 1.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 34, din care v-am citit, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18, aprobată de legea 86 din 2014, pajiștile sunt terenurile consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere, erbacee, cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor în exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai mult, așa cum este prevăzut în articolul și, din nou, nu mai citesc în rost. În vederea remedierii situației prezentate, este necesar asigurarea pe suprafața de pajiști a încărcătorii optime de animale pe hectar, așa cum este stabilită în amenajamentul pastoral, realocarea fermierilor pe suprafața de pajiști corespunzătoare și refacerea în regim de urgență a diferenței de suprafață pe cheltuiala proprietarului pajiștei, concedentului, locatorului. Proprietarul pajiștei, locatorul, este OAT-ul Coțofănești. Nu este cel care a închiriat. Asta e recomandarea Ministerului Agriculturii. Dacă nici asta nu stă în picioare, aici văd că sunt niște băieți deștepți, nu-i cunosc, dar din ce scrie aici? Vorba îi semnează Ion Roșu, director general adjunct, Direcția Generală, Maria Toma, director, așa, Dumitru Georgescu, consilier superior. Haideți să intrăm în normalitate. Ăsta e apelul pe care îl fac eu la dumneavoastră, domnilor consilieri, și haideți să îndreptăm greșeala pe care am făcut-o anul trecut, în februarie 2017. Când am aprobat, ce am aprobat? Am aprobat, dacă îmi permiteți, am aprobat, cel puțin eu, am aprobat, încercând să mă asigur că totul este acele prețuri stabilite și plata pe teren la oaltă, eligibil și neeligibil, am fost asigurat de doamna Miftode că nu se poate interveni. Și ăsta este temeiul legal la care Consiliul Local nu poate interveni. Pentru că mie atunci mi s-a părut suspect să plătim. Și am întrebat acest lucru ca pe cel neeligibil să se plătească o sumă mai mică. Nicăieri în lege nu spune că face diferență în lege, nu face diferență. Dar eu am întrebat. E un singur preț. Stabilești cu un singur preț. Da, dar nu mi s-a părut normal. În februarie mie... Păi nu. Pe pășune, dar la total. Mie nu mi s-a părut normal să plătesc pe neeligibil același preț ca pe cel eligibil. Și mi s-a spus că nu se putea... Deci legea nu prevede nimic, nu are nicio legătură cu apă. Da, dar uitați, ușor, ușor, se ajunge că nu trebuia să scoate... Se ajunge, că și anul trecut, cred că au mai fost reclamații la minister, că nici ei n-au făcut legea ca lumea. Și acum au revenit și ei cu trei acte modificatoare. Păi da. Bun, și atunci trebuie să intervenim și noi. Da, domnul secretar, trebuie să spună dacă... La contractele în derulare se poate să depunem un pic de ordine, dacă îmi permite, domnul președinte. Tot timpul în lege spune că suprafața de pajiști de la 1 ianuarie 2017 trebuie menținută și redată așa. De aia se fac contractele astea de închiriere, ca omul să-și îndeplinească 10%, 10% din așa, ca cu timpul toată suprafața care a fost la 1 ianuarie n-ai voie să scadă sub nicio formă. Și dacă dai cuiva spre folosință și schimb categoria,
spune că trebuie să recupereze din neproductiv, să însămânțeze și așa mai departe, să redea, să menține suprafața de pajiști. Corect. Așa spune în lege. Da, deci noi trebuie altăi să o amenajăm și după aceea să o scoatem, să o concesionăm. Când este pășuni. Păi nu așa înțeleg. Domnul președinte, îmi permiteți un cuvânt. Da. Deci baza noastră poate este foarte veche, poate doamna inginer ar trebui să la direcția agricolă să le avertizeze că baza noastră e veche și că poate terenul nu s-a mai degradat și că s-a împădurit sau asta. Eu atâta vină văd altceva, deci, că trebuia făcut un cadastru, dar nu au fost bani. Eu, e un pas, dacă recunoaștem, e un pas spre remedierea, spre remedierea situației. Eu acum vă întreb, într-adevăr, eu sunt de acord că trebuie să facem 10% din suprafață, de acord cu contractorii, doamne ferește. Dar, mă întreb eu, dacă domnul Bulinion rămânea în parcela 1187, tarlaua 74, cum putea să redea 10% din acea suprafață, să o facă eligibilă, când de la APA i s-a spus, băi băieții, nu ai ce căuta acolo, n-ai voie să tai, ți-a zis așa? Da, da. Ia spuneți-mi, deci sunteți de acord cu mine că s-au făcut niște greșeli vis-a-vis de sub... Situația din teren, că nu numai dânsul a fost așa. A fost și Bonțoi și cu... Și Zară, și Bulin, da, și da, Mărioara, și, și chiar și doamna Mane. Așa, haideți, eu acum, deci, vă mai spun o chestie. Domnul primar, la ședința trecută, am încercat să spun lucrurile astea și mi-a spus, domnule, dă-mi judecată, dă-mi judecată și ai să câștigi. Oameni buni, haideți să vă citesc... Haideți să vă citesc un articol din contractul meu de concesionare, ca să vedeți de ce nu zic eu să mergem neapărat la judecată, să ne grăbim cu judecătoria asta. Că dacă mergem la judecată și facem, târâm comuna asta, târâm OAT-ul ăsta, în niște procese, în niște... Ascultați-mă ce văd la punctul 8 din contractul de închiriere, la litigii. Uitați ce scrie aici. Litigiile de orice fel, ce vor decurge din exercitarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin statele de judecată. De aia, domnilor, am venit azi în fața dumneavoastră să rezolvăm amiabil situația asta. Haideți să ne punem la masă și haideți să soluționăm lucrul ăsta. Că, repet, de aia ne-au trimis cetățenii aici. Domnul secretar, o rugăminte, haideți să constituim un grup de lucru în zilele următoare, să dăm o formă legală proiectului de hotărâri. Sunt căi de atac, eu știu, un contencios la prefect, dacă spun că aia, spun, domnule, nu ai dreptate, vin cu motivarea, înțelegem, poate găsim o altă cale de... Haideți să rezolvăm treaba asta, că până la coadă, repet, de-aia suntem trimiși aici. Da, vă mulțumesc. Primul articol, cum a spus dumneavoastră acolo, ca să plătească numai pajiștile permanente, așa cum sunt definite în lege, e corect. Problema se pune cine determină dacă... Suprafețele, cum au fost la domnul Bulin, la dumneavoastră, cine va determina suprafețele cu consistență peste 0,4 și suprafețele accidentate. Deci, la consistență, vezi că ar trebui să apelăm la ajutorul organelor cernice. Haideți nu știu în ce măsură am putea. Haideți să apelăm și haideți să o rezolvăm. Da, putem noi, pe bază de colaborare, să nu plătim, întrebarea este. Acum eu vă mai zic o chestie. Ați văzut recomandarea Ministerului Agriculturii? Spune că totul se face pe cheltuiala locatorului. Da. Păi vedeți? Domnul secretar, deci, spre exemplu, când s-a făcut amenajamentul ăsta, respectivii n-au specificat unde este structura de arboret mai mare cu consistența decât 0,4, care este prevăzută și în lege. Asta trebuia să o respecte și ei. Suprafețele alea trebuie să fie delimitate, că într-adevăr sunt suprafețe care au vegetații de 0,9. Atunci să analizăm lucrurile astea. Acum au intervenit legea, cred că au fost numeroase sesizări, peste tot vedeți că litigii cu pășunile, și au venit 3 prevederi legislative anul trecut. Una în 26 ianuarie anul ăsta. Da, noi ne pregătim să scoatem din nou parțile și a trebuit să vedem ce s-a mai modificat. Și acum spune că să facem amenajamente silvice ca să se delimiteze, dar de acum încolo, deci ei și-au dat seama prea târziu și-au venit exact, cu să se delimiteze ce e împădurit față de restul, dar asta e prevedere de acum. Știți foarte bine că eu am explicat, este arbore care este de dimensiuni mai mari și necesită barcare. Se poate face adresa de locul silvic, cum era și întreg. Prestări servicii. Și se făcea prestări servicii. Domnule, atâta costa, atâția arbore, exact cum ești la... terenul proprietății cu păduri particulare. Exact așa este. Spre exemplu, în Fânațe, la cetățeni,
tot la fel se marcă regulamentar. Da, da, da. Așa trebuia proceda și la... Deci fără amenajament s-ar putea... Aici e problema, că amenajamentul costă, nu știu cât acolo, că e tar. Aia am vrut să vă întreb. Da, eu asta chestia cu amenajamentul local legat structura arboretului, eu am solicitat mai demult. Mai eu, domnul secretar, vedeți dumneavoastră, și pe noi cei care am închiriat pășunea respectivă, ne costă să... Da. Adică de ce să, știți cum e chestia, de ce să muti OAT-ul Coțofănești, costurile pe care prin lege trebuie să le facă pentru a curăța pășunea și o adaugă către crescătorii de animale și mutăm cheltuielile în buzunarul celor care îi concesionează, la buzunarul crescătorului de animale. E mare păcat. E mare. Sunteți crescători de animale și știți ce înseamnă. Da, domnul, haideți domnul, să ne gândim. Deci, da, eu vă mulțumesc. Veniți cu proiectul de hotărâre. Constituim un grup de lucru, poate ne ajută și doamna, și doamna Miftodi. Ședința următoare și poate ajută. Haideți, haideți să găsim o soluție, să reglementăm. Da, așa. Și la ședința următoare să vedem. Da, așa. Vă mulțumesc. Acum domnul primar. Da, bineînțeles. Domnule, vă știți că eu când am intrat și când am gândat candidat la funcția de primar, n-am nici cu gândul de a sărăci nici oamenii, nici dai băga la mine. N-am spus că sunteți vinovat. Nu, lăsați-mă să vă. Ați văzut că am trecut o singură dată, am intervenit, că am pus să nuanțați, să dezvoltați subiectul. În rest am stat cu mine. Eu n-am nici cu gândul de a sărăci comuna, nici de a băga în nenorocire, nici în nesiguranță de plată, nici să o duc la faliment. Lumea au tras concluzia și văd că de vreo 4-5 bani dat de mă tot alege. Alții s-au convins că n-am venit cu gândul ăsta. N-am venit implicit nici cu gândul de a sărăci, de a băga pe crescători de animale în faliment. Sub nicio formă, niciodată. Și Dumnezeu mi-e martor, că dumneavoastră o parte nu o să mă credeți. Dumnezeu mi-e martor. Ceea ce propuneți dumneavoastră, în primul rând, ați citit niște chestii care se bat cap în cap, da? Să nu intrăm în polemică, numai le spun și doar atât. A spus prima dată, dumneavoastră, ca și Consiliul Local, a fost dezinformați. Nu știu în ce constă dezinformarea. Eu știu că un consilier local, și eu am fost consilier local, când venea la ședințele Consiliului Local, mă informa. Eu n-am spus dezinformare. Domnule, n-am zis de dumneavoastră. Da. Eu am intervenit și de aia spun, eu nu am spus dezinformare. Eu am zis ce s-a discutat, dumneavoastră, n-ați prezentat nimic. Deci, s-a zis că a fost dezinformat. Eu n-am de gând să dezinformesc pe nimeni. Și n-am avut de gând să dezvolumesc niciodată. Accesul la informații prin Constituția României, care o am aici, eu umblu cu Constituția, nu ca boc care o țin în buzunar, de o țin aici, Constituția României, legea administrației publice locale, modificată și completată și tot atât, dar citesc legile, pentru că vreau ca să fiu un om cât de cât pregătit. Eu n-am pretenția că sunt ad literam pregătit, sub nicio formă. Pentru că pe toate le știe numai Dumnezeu. Ei, a spus dezinformare. Accesul la informații are oricine. Deci când vin la ședință, mă informez. Ce se discută la ședință, de asta să transmite materialele. Nu sunteți de acord, nu votați procesul la ședința anterioară. Este dreptul dumneavoastră care vi-l atribuie legea administrației publice locale 215/2001, cu modificări și completări ulterioare. Ei, ați mai spus o chestiune în care se bate cap în cap iar în chestia. Dom'le, e eligibilă și ineligibilă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră într-un singur punct. Nu se dă în chirie sau în concesiune, cum vreți dumneavoastră, în ce se dă. Nu se dă numai pășuna eligibilă. Se dă pășuna eligibilă și neeligibilă, care poate fi transformată în pășune eligibilă. Pentru că de asta se dă, ca să îmbunătățești calitatea pășunei și să redai ca suprafețele neeligibile să le aduci să fie eligibile, să mărești suprafața pe care să primești subvenție. Să nu mai primești pe 122 de hectare, să primești pe 222, cum era în 2014, sau chiar pe 500. Nu o să poate niciodată în totalitate de 100%. He, problema unde este, este suprafața care este neeligibilă și nu se poate transforma niciodată în suprafață eligibilă. Aici văd eu problema, dar vreau să o vedeți altfel, eu nu văd. He, pentru asta trebuia făcut un cadastru. Ați dat și definiția pajiștilor și a pășunii. Și a spus în ordonanța 34-2013 ce e pajiștea. Pajiștea e suprafață de pășuni și funcție. Care spune. Deci, e un așa ce din punctul meu de vedere. Punctul meu asta poate să fie orice. Așa. Ce vreau să vă spun? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Aș fi vrut ca domnul secretar să fie mai
mai nuanțat în ceea ce a spus, să spună cu subiect și predicat. N-am terminat. Domn, n-ați terminat? Atunci îmi pare rău că am intervenit. Oameni buni, noi când venim aici și votăm, dumneavoastră, noi suntem două entități. Nu vă țin nicio lecție, să nu credeți, vă țin lecție de legislație, sau, dar trebuie să amintesc lucrul ăsta. Primarul și viceprimarul este autoritate executivă. Primarul și viceprimarul duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local. Asta cred că e clar până aici. Consiliul Local este entitate deliberativă. Votează proiectele de hotărâri pe care le consideră că vor să le voteze. Nu le pune nimeni și nici nu-i forțează nimeni să facă, să voteze altceva decât își doresc dumnealor. Ei, ori în situația ședinței respective puteți să votați. Să votați că nu sunteți de acord cu acea închiriere de pășune, de pagină. Nu v-a obligat nimeni. Vă mai atrag atenția și domnul secretar trebuie să vă spună că dumneavoastră aveți, conform legii, propunerea a o treime, la a trei consilieri, minim trei consilieri, să propuneți un punct pe ordinea de zi al ședinței, dar înainte să fie avizat de comisia de specialitate. Este dreptul dumneavoastră pe care nu vi-l neagă și nu vi-l refuză nimeni. Compartimentul de specialitate. Comisia, compartimentul de specialitate. Foarte bine, veniți cu el. În schimb, vă mai spun un singur lucru, că acolo, în legea 215, mai spune undeva ceva. Oamenii care sunt interesați sau care sunt implicați în această problemă, nu au voie să voteze. Deci dumneavoastră de aici, în Consiliul Local, sunteți vreo 3-4 crescători de animale care aveți contracte. Deci nu aveți voie să votați. Spune legea, nu spun eu. Și vă arăt unde, vă răspund și paragraful. Da, așa este. Este așa? Confirmați, nu? Așa este. Deci vin pe lege, nu vin altfel. Dumneavoastră, mie îmi faceți un foarte mare bine. Și am să vă explic și de ce. Și cum spunea domnul Manuel, pe care eu n-am nimic din el. Că nu e dreptul meu, da. Eu încerc permisiunea la domnul președinte. Domnul președinte este suveran. Eu pot să mă particip la ședință. Dumneavoastră puteți convocați o ședință în care să mă invitați primarul. Nu aveți obligația asta. Iar eu n-am avut supărat pe dumneavoastră sub nicio formă. Nu m-am invitat, nu invitați cum vreți dumneavoastră. Hotărârea o luați dumneavoastră, iar votul pe care îl veți da în ședința următoare, eu nu mă abțin să vă atenționez. Să vă spun doar. Dumneavoastră o să procedați în consecință. Votul va fi nominal. Dacă, și votează cei care nu sunt interesați, dacă Curtea de Conturi vine și stabilește că hotărârea este ilegală, domnul secretar, care este juristul primăriei, în frunte cu domnii consilieri care au votat, sunt buni de plată. Pe suma care va fi, că va fi 100 de milioane, că va fi 2, că va fi 300 de milioane, pe suma care. Eu atât am vrut doar să vă spun ce spune legea. Bine. Și pe mine m-ați absolvit de aici, eu n-am nicio treabă. Nu inițiez eu proiectul de hotărâre, eu nu votez, n-am nicio problemă. Și dumneavoastră veți fi bun. Eu ies din ecuația asta, ies curat ca la nufărul. N-am nicio problemă. Exact ca la nufărul ies. Pentru că atât de mult a fost băgat în ecuația pășunelor astea, încât acum dau cu subsemnatul la DNA. Am fost chemat odată, m-am mai chemat odată, probabil. Am dat cu subsemnatul la DNA că sunt în spatele asociației de la Tămășoaia, că eu eliberez la devenință nu știu care, și am fost la DNA, m-am întâlnit cu, era asta cu, prin piață. Era în piață. Da, de la, așa. Și atâta declarație am dat pe la DNA și o să scrie lumea, oamenii ăștia nemulțumiți, până că nu mai putea crezând că primarul este vinovatul nemulțumilor dumneavoastră cu pășunea și cu pariștea. În încheiere, că ați vă spun, eu o să merg, o să mai dau în continuare, nicio problemă, n-am de gând să reclam pe nimeni, și eu aș putea să reclam, dar n-am reclamat niciodată și n-am de gând să reclam pe nimeni. În ceea ce privește, dacă vreți, vă dau un exemplu scurt, numărul de animale pe care îl deține fiecare. De aici care sunteți, nu mai spun de RNE, că nu, Registrul Național de Exploataților, acolo mi s-a întrebat cum s-au luat numărul de animale. Zic, reperul, sau dacă vreți, baza corectă, este RNE, Registrul Național al Exploataților. Pentru că medicul veterinar le încrotariază și are evidența clară. Noi la primărie, la Registrul Agricol, omul vine și declară ce dorește dumnealui. Poate să spun că are 500 de oi, eu 500 îi pun, că e declarația lui. N-am nicio problemă. Dar baza de referință este RNE-ul. Că a fost chemat și domnul doctor, puteți să-l întrebați. A fost chemat așa, dacă subsemnat pe dumneavoastră. Și a spus domnul doctor. Nu suntem corecți? Poftim? Nu suntem corecți noi cu alevale RNE? Nu știu, nu stabilește anchetatorul, stabilește anchetatorul.
Din ce știu eu câteva cazuri, nu sunt corect. Adică câteva cazuri mai multe. Da? Nu mă bag, n-am reclamat niciodată, nu știu reclam. Nici n-am spus acolo așa ceva, nici nu ia în considerație ce spun. Dacă vrei să faci, faci o sesizare de care de bui, de atenție și așa. Eu nu fac lucrul ăsta și n-am să-l fac. O să mă mai duc la DNA cât o să vreți dumneavoastră să mă chemați. Pentru că de crescătorii de animale sunt chemați. O să merg acolo și o să dau cu subsemnatul. Nu, oamenii acolo nu sunt proști, sunt pregătiți. Și au dat seama că n-am niciun amestec. Nu mai spun că am vreo două, trei reclamații, am vreo trei dosare penale deschise. Oamenii acolo își dau seama pentru că sunt băieți pregătiți cu facultate, băieți. E ofițerul care face lucrul ăsta, e cel care face legătura între poliția română și DNA. Deci fiecare DNA are anumiți ofițeri care se ocupă de, analizează cazul. O să mă duc în continuare, n-am nicio problemă și o să dovedesc nevinovăția. Deși nu trebuie să dovedesc eu nevinovăția, trebuie să dovedească dumnealui că sunt vinovat, acuzațiile, că sunt adevărat. Dar eu o să-mi dovedesc și am demonstrat că nu sunt. Trebuie dovadă, nu mă chema. Probabil că o să mă chem. Ce e de făcut acum? Ce o spun eu? Eu, ca încheiere. Și v-am spus, Dumnezeu mi-este martor, eu nu vreau rău crescătorilor de animale. Dar vă spun eu, ce trebuie făcut acum ca să ieșim din marasmul ăsta, pentru că o parte dintre dumneavoastră, majoritatea, au plătit în totalitate. Cu banii care s-au adunat, că nu-i folosesc, nici la pus piatră pe drum, nici la dezăpezit, nici la... pentru pășuniții. Cu banii care s-au adunat să facă cadastru. Mai ales s-au modificat legile anul ăsta. Așa, pe amenajamentele de silvice și cadastru. Ei, de abia atunci putem discuta de o chestiune. Și dacă vreți ca să vedeți că eu mă informez dintotdeauna cu pușca încărcată, în telefon. Deschideți telefonul pe net, cine are netul. Așa. Și o să vă arăt aici, uitați, ca să vedeți situația. În județul Suceava, și vă spun imediat. Prefectura Suceava a solicitat revocarea sau modificarea 21 de hotărâri de consiliu local care încarcă legislația privind închirierea pășunilor. Scrie mare, vă dau telefonul, dacă vreți să uitați. Din ce cauză? Pentru că legislația a fost proastă dată. Proastă. N-a făcut-o nici primarul Olaru, nici doamna Manuela, nici domnul secretar. Legislația a fost proastă, de asta s-a venit la ea, acum cu modificări. Și eu v-am spus, ca să ieșim din nebuloasa asta în care suntem, este singura situație. Dar eu nu pot să vă spun că să vă îndemn sau măcar să vă sugerez să votați, să nu plătiți pășunea neeligibilă sau să reziliați contractul fără să plătiți. Dumneavoastră să stăteți în debit cu această sumă, s-a făcut în condițiile legii drept dovadă că n-a fost respinsă hotărârea de contenciosul de la Prefectura Bacău, este hotărârea, este legală și ca urmare, vreți, nu vreți, sunteți bun de plată, îmi pare foarte rău. Că legislația n-a fost perfectă și n-a fost bine pusă la punct, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu este vina mea. Trebuie să o respect. Adică, în primul rând, trebuie să o respect domnul secretar, v-am spus, domnul secretar și fete. Eu, la comisia de licitație, eu am și spus și lui domnul ofițer de acolo, care m-a interogat. Și am zis, domnule, eu din momentul când am dat hotărârea, când am dat dispoziția de formare a comisiei de licitație, eu, ca primar, nu am absolut nicio atribuțiune. Deci niciuna. Comisia este răspunzătoare și secretarul, bineînțeles, 100%. N-am intervenit niciodată asupra comisiei. Comisia poate să spună. Și au fost chemați și nici pot să întrebați. Poate să spună. N-am intervenit asupra comisiei. Faceți asta, faceți asta. Pentru că nu vreau să-mi leg tinichele de coale. Doar atâta vă spun că, virgulă, ca să ieșim din această nebuloasă și din acest marasm, este singura condiție, dar vă spun că nu știu cine este în puterea, faceți hotărâre. Eu n-am nimic împotriva, v-am spus, eu spălat ca la nufără. Dacă trece de prefectură și să nu plătiți, eu n-am nicio durere, n-am nici chiar mă bucur. Când am spus și v-am, ați văzut că și dumneavoastră ați citit în contract, că pe care judiciar, adică la judecătorie. Eu am spus și domnul Manole a zis, domnule, da, dacă dumneavoastră câștigați procesul, plătesc cheltuielile de judecată. Am zis lucrul ăsta și mă țin de cuvânt. Mă țin de cuvânt. Mergeți în instanță și eu vă plătesc cheltuielile judecată dacă câștigați. N-am nicio problemă. Și în fața întreg consiliul local și a presei aici, mai spun o dată. Mergeți în instanță judecătorească. Dar nu pe dumneavoastră, bă, nu știu pe cine dați, dar dacă dumneavoastră câștigați, eu vă plătesc cheltuielile judecată. Păi nu se spun acolo că a fost rezolvarea, domnule. Dar eu nu v-am spus care e rezolvarea. Dumneavoastră, luați hotărârea consiliului local. Dacă trece de
contencios. Dar domnul secretar are obligația în 3 zile zonă. E treaba dumneavoastră, nici nu-i spune nici în lege. Așa? Dacă trece și spune să nu plătiți, le dăm banii și la ceva. Revin cu propunerea mea finală. N-am nicio problemă, încă o dată, cu mâna pe inimă și pe suflet vă spun. Le dăm banii și la ceilalți zonă bani. Dacă... Revin la ultima mea propunere. Haideți să... Să vă spun, nu mă luați pe mine dușmanul, inamicul numărul 1 a crescătorilor de animale. Că dacă e să o luăm așa, vă spun, v-am primit de... Și aici chiar închei, pentru că avem 10 puncte pe ordine de zi și ne ducem, nu știu unde ne ducem. Cred că ne ducem la 6 de seară. Pentru că e și bugetul și sunt multe discutate. Uitați, ieri am primit o situație, am primit-o, dacă vreți să aduc. Din 93 de localități ale județului Bacău, între care Sicruțe și Orașeni, sunt 87 de localități și 6 orașe, parcă așa știu eu exact, 36 nu au apă curentă nici într-un, în 3 gospodării. Din cele 93 de localități, contract din chiar cu DSP-ul pentru probe de apă nu au decât 25. Ceea ce înseamnă că 25% nu au, 30%, 30 ceva nu au apă și numai 25% au contract. Vară negru pe alb. Iau de manuală, poți să iei pe birou, dar nici să ducem cu asta. Am făcut tot ce am putut. Era asfalt. Eu cel puțin, când mă uit în urmă, nu mi-e rușine. Și nu mi-e rușine deloc. Și ar trebui să-mi fie rușine că mă duc în fața oamenilor să le cer votul. Nu mi-a fost rușine niciodată, nu o să fie rușine nici în 2020, dacă se va mai întâmpla. Pentru că e mult de azi până mâine. E mult de azi și peste o jumătate de oră. Nu știu. Dar nu va fi rușine, pentru că ce am făcut în Comuna Coțofănești n-am a fi rușine și suntem mult înaintea comunilor care au putere economică mai dezvoltată chiar de lângă noi, și stânga și dreapta și așa mai departe. Deci nu mi-e rușine deloc. Anul ăsta avem investiții foarte mari de făcut, o să vedeți la buget. Avem încă asfalt de pus la Tămășoaia, care până în toamnă sper să fie gata, avem la Bârca până la biserică, avem bisericile prinse, avem tot. Ați văzut din materiale pe care le-ați primit. Avem bani. Avem bani, am adus bani, i-am adus la mine de acasă. M-am bătut ca să aduc bani la bugetul local. Și am adus. Avem apă toată comuna, ceea ce nu are urechești, oare că l-a băgat tot în cealaltă. Dar asta este treaba. Deci mie nu mi-e rușine să mă urc în urmă și încă o dată vă repet și cu asta chiar închei. Vă rog să mă credeți. Nu am nimic cu nimeni din crescători de animale. Nu am avut niciodată niciun partipric cu nimeni din crescători de animale. N-am avut niciodată interes să aduc pe cineva din afară, deși legea spune că pot să aduci, dacă nu închiriază ceilalți, să aduc pe cineva din afară. N-am de gând să fac lucrul ăsta, deși numărul animalului în Comuna Coțofănești este foarte mic. E diminuat, să fim cinstiți. Dar asta e! Diminuat pentru că oamenii, tineretul nu-i place să mai crească animale, la unii bătrâni și nu mai pot să le mai crească, asta e situația. Eu, pentru mine, plânge inima când văd că s-au desfințat cirezile, sau că văd că o școală nu are copii să meargă la cursuri și desfințează școala. Nu e o bucurie, nu cred că e o bucurie pentru cineva lucrul ăsta. Eu aș vrea să văd aici că șeptelul de animale, am la vaci, la Bârca, la Coțofănești, am 50 de vaci în cireadă, cum era odată. 50-60 de vaci. Când te duci cu 20 de vaci sau cu 18 vaci. Nu am, că de acolo și mie, dacă îmi trebuie, eu să abonat la lapte, la vecinul noastră, la Laurențu. La Laurențu cumpăr lapte. Dacă nu mai are nici la vacă, la cine? O să cumpăr la celălalt, până că o dispară toate. Deci n-am la cine să cumpăr o oară de lapte. Vreau ca, sau un boț de brânză de vacă, să fac să mâncăm. Vreau să mănânc și un produs natural, produs la noi aici. Asta nu înseamnă că sunt dușmanul crescătorilor de animale. Sunt nicio. De asta revin și spun. Haideți. Dar dumneavoastră luați o tărere care vreți dumneavoastră. Eu nu mă bag. Luați-o care vreți. Cu asta am încheiat și vă mulțumesc că mi-ați dat drept. Domnul secretar. Gata? Până la ședința următoare, haideți să constituim un grup de lucru. Luați o hotărâre. Hotărâre să luăm. Se face proiectul de hotărâre și se va... Hai să constituim. Nu avem treabă cu ședința. Haideți să ne facem pași legal. Deci rămâne, nu e nicio problemă. Nu avem nimic de ascuns. Nu avem treabă noi. Nu vreți dumneavoastră. Da. Nu puteam să-l contrazic pe domnul Voicu când citea un articol de lege. Problema se pune cine determină acele suprafețe care nu fac parte din pagini permanente. Nu ineligibile, că nu ne legăm. Asta eu am înțeles, doamne. Asta e toată treaba. Dar nu mai lungim. Hai să facă grupul de lucru și data viitoare să mergem mai departe. Nu mai lungim. Să-i și ajutați dumneavoastră și doamna Manuela și haideți să rezolvăm problema viitoare. Asta e amenajamentul pastoral și acolo găsiți tot. În amenajamentul pastoral găsiți tot ce spune. Nu mă bagă nicio chestiune. Tot ce iargă și ce nu-i viață. Nu mă bagă nicio. Hotărârea dumneavoastră va fi suverană. Trebuia să-l aibă consilierii, domnul consilier, trebuia să-l aibă înainte de a se aproba în ședință.
amenajamentul pastoral trebuie să mai aibă domnul consilier, înainte de a, de a aproba. Așa trebuie. Domnul primar, eu am 20 de hectare, de 20 de hectare am doar 7 care e eligibil. Eu, de exemplu, eu trebuie să vin cu bani de acasă. Deci, la mine nu este eligibil. Stați un pic. Bun, n-am ori ce treaba. Și am, da, eu sunt cel mai prost de acolo. Bun, din celelalte, a spus că 7 hectare sunt eligibile. Atât e. Am vrut să mai spun că subvenția este pentru pășune și nu pentru animale. Încă o dată, repet chestia asta și am să o repet la infinit. Deci este pentru pășune. Da, domn primar, este și pentru... Nu, nu, lasă-mă un pic. Bun, din cele 13 hectare neeligibile. Nu se poate transforma niciun hectar în eligibil? Ba se poate, domnul primar, da. Dar în schimb eu ca să ajung, ca anul ăsta, dacă mie îmi faci fotocopia asta, dacă o să faci, eu nu știu, da, că nu, da, nu da, sunt da, domeniul, da, nu știu, eu vă spun în termenii vechi. Da. Deci dacă se face, eu nici pe alea 7 nu mă iau. De ce cauză? Păi tot din pădurit. Eu am curățat 3 hectare. Păi bun, am vin 5 la apea cu... Da, și dacă eu rămân cu 3 hectare, eu ce fac cu 20? Cum îi plătesc toate de 3 hectare? Păi, a spus că aveți 7 eligibile. Da, dar din alea am curățat. Păi tot alea 7 trebuie să le curățați. E dezastru. Da, trebuie să le curăț ca să le fac măcar pe alea 7. Măcar pe alea 7, domnul primar. Adică nu ne mai înțelege. A zis că ați închiriat 20 de hectare, din care 7 sunt eligibile. Așa zice ei. Dar dacă mie mi-ar face acum, actualizată, dar nu, că nu e făcut-o de acum, e făcut-o de acum. Iau ultima cartografiere din 2016. Da. Dacă o face acum, ascultați și vă spune, nici pe alea 7 nu iau. Care a figurat că e eligibil. Eu iau, dacă iau pe alea 3. Ca fiind neeligibil. Hai să zic că mai fac încă 2 hectare, să zicem. Nu pot să le fac. N-am bani, oricum n-am bani. Eu banii îmi trebuie la animale și mic, eu le-am. Dar trebuie bani, că aia mănâncă. Și curățatul ăsta trebuie. Păi da, dar am curățat cu fine aia, că așa am ținut vă 3 săptămâni. Păi da, dar e nu e într-o zi. N-ai adus sarcină la bani. Păi da, și în... Eu vă spun adevărul. Și în adresa de la Ministerul Sarcinul la tău, ești... Spune că valoarea lucrărilor care faci ca să-mi dai aia, să nu depășească subvenția care o iei. Deci valoarea lucrărilor, dacă ai făcut, Nu se depășească dacă eu trebuie să aduc de acasă. Domnul președinte. Deci eu trebuie să aduc de acasă. Acum vom închei, chiar închei. Domnilor, vă mai spun o chestiune. Dumneavoastră ați fost, eu mă aduc aminte, că așa se procedează legal. Ați fost și ați văzut amplasament. Nu vă obliga nimeni să... Nu vă obliga nimeni să semnați un cont. Nu semnați contractul și nu era nicio problemă. Domnul primar, dacă nu semnați contractul, am semnat ceva că nu am știut. La următoarea, să organiza următoarea licitație, noi chiar am aprobat următoarea licitație. Nu, vezi, aia o cumpe. Rămâneam fără pășune pentru animale. De ce? Eu, domnul Ivăncescu, domnul grădinarul, domnul Vasile, am luat pe ultima 100 de metri izlazul în pădituri fără vâlcii pentru că n-aveam nimic cu animale la pășunat. Dar până a fi concesionat și închiriat, nu ne-a sunat ca vă pune problema. Dar nu, ascultați-mă un pic. Spune că s-a izbit când s-a dus la apia cu... Da, pe asta e. Dar atunci, eu până atunci nu am știut. Eu nu știu care e eligibil și care nu-i. Exact. Dacă nu-l lua, el venea la următoare stație și-l lua unul străin. Ce făcea el cu vaci? Le ținea acasă? Le ținea acasă? Astea-s problemele. Hotărârea va aparține dumneavoastră la care eu n-am nicio problemă. Domnul primar, dar atunci nu se vine tineretul să vină, să muncească vă rog. La ce se muncească? Să vă zicea, avem un lucru. Dar punctul numărul 2. Dar mulțumesc mult! Deci trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului execuției pe trimestrul 4-2017. Doamne contabil, să vă rog. Semnată aia cu Iulia, contabil al Comunei Cotăvâne, județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale republicată, legea numărul 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, rog a aproba în ședință ordinară a Consiliului Local contul de execuție al bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2017, după cum urmează. Am să încep cu partea de venituri. Impozit pe venit transferuri imobiliare, prevederi 7.000, realizat 2.783. Cote defalcate din impozit pe venit, prevederi 160.000, realizat 148.160 lei. Sume alocate pentru echilibrare, prevederi 695.190, realizat 694.610 lei. Impozit pe clădiri persoanei fizice, prevederi 30.000, realizat 30.072 lei.
impozit pe clădiri persoane juridice, prevedere 34.000, realizat 18.274 lei. Impozit pe teren persoane fizice, prevedere 79.000, realizat 83.265. Impozit pe teren persoane juridice, prevedere 3.000, realizat 2.905. Impozit teren extravilan, prevederi 52.000, realizat 54.412 lei. Taxe judiciare de timbru, prevederi 3.000, realizat 2.200. Alte impozite și taxe pe proprietate, prevederi 25.000, realizat 26.407. Impozit mijloace transport persoane fizice, prevederi 44.000, realizat 48.558 lei. Impozit mijloace de transport persoane juridice, prevederi 2.000, realizat 2.619 lei. Alte taxe pentru utilizarea bunelor, prevederi 10.000, realizat 10.426. Venituri din concesiuni, prevederi 75.000, realizat 66.100. Venituri din prestări servicii, prevederi 32.000, realizat 34.180. Taxe extrajudiciare de timbru, prevederi 5.000, realizat 2.649. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, prevederi 60.000, realizat 53.863 lei. Alte amenzi, penalități și confiscări, prevederi 52.000, realizat 46.418 lei. Taxe speciale, prevederi 134.000, realizat 119.439 lei. Taxe pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământ, asistență socială, prevederi 2.525.000 lei, realizat 2.497.538 lei. TVA pentru finanțarea drumurilor, prevederi 24.000, realizat 24.000. Taxă pe valoare adăugată pentru echilibrare, prevederi 762.000, realizat 762.000 lei. Subvenții, planuri și regulamente de urbanism, prevederi 16.000, realizat 14.360. Subvenții pentru ajutoare de încălzire cu lemne carburanți, prevederi 42.000, realizat 38.329 lei. Sume folosite din excedentul anului 2016, prevederi 62.000, realizat 62.000 lei. Total venituri 4.933.190 lei, realizat 4.781.029 lei. Cheltuieli, la partea de cheltuieli, cheltuieli de funcționare. Și am să încep cu capitolul autorități publice. Total prevederi 1.129.000 lei, realizat 621.630 lei. Cheltuieli de personal 853.000 prevederi, realizat 461.702. Cheltuieli materiale 276.500, realizat 159.929. Tranzacția datoria publică, prevederi 30.000, realizat 26.000 lei. Capitolul 56, transferul pentru protecția copilului, prevederi 90.000, realizat 90.000. Capitolul apărare și ordine publică, din total 163.500, prevederi, realizat 155.151 lei, din care cheltuieli de personal, poliție locală, prevederi 149.000 lei, realizat 145.224 lei. Cheltuieli materiale poliție comunală, prevederi 6.000, realizat 2.020. Cheltuieli protecție civilă, prevederi 8.500, realizat 7.907. Capitolul învățământ preuniversitar, prevederi totale 2.166.000 lei, realizat 2.131.475 lei. Cheltuieli de personal 1.919.000 prevederi, realizat 1.908.899 lei. Cheltuieli materiale, prevederi 220.000 lei, realizat 220.000 lei. Cheltuieli pentru tichete sociale, prevederi 27.000 lei, realizat 18.700. Plăți efectuate în contul anilor precedenți,
prevederi 0, realizat minus 16.047 de lei. Aici sunt sumele care se primesc de la concediile medicale, de la bugetul asigurărilor de sănătate, pentru cei care au fost în concedii medicale. Capitolul cultură, prevederi 69.500 lei, realizat 67.714 lei, din care cheltuieli de personal, prevederi 64.500, realizat 63.374 lei. Cheltuieli bunuri și servicii, prevederi 5.000, realizat 4.340 lei. Capitolul asistență socială, prevederi totale 433.000 lei, realizat 417.848 lei, din care îndemnizații persoane cu handicap, prevederi 296.000 lei, realizat 292.335 lei, ajutoare încălzire cu lemne și subvenții, prevederi 125.000 lei, realizat 115.513 lei, ajutoare de urgență prin HCL, prevederi 12.000, realizat 10.000 lei, plăți efectuate în contul anilor precedenți, realizat minus 270 lei. Capitolul servicii și dezvoltare publică, și anume, prevedere totale 144.690 lei, realizat 131.030 lei, din care cheltuieli bunuri și servicii alimentare apă, prevederi 30.500, realizat 26.152. Cheltuieli bunuri și servicii iluminat public, prevederi 99.000 lei, realizat 90.918 lei. Capitolul protecția mediului, total prevederi 134.000 lei, realizat 130.155 lei, din care cheltuieli pentru colectarea și tratarea deșeurilor, prevederi 99.000 lei, realizat 95.819 lei. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, prevederi 35.000 lei, realizat 34.336 lei. Capitolul transporturi, prevederi totale 128.000 lei, din care realizat 117.524 lei. Cheltuieli bunuri și servicii, prevederi 40.000 lei, realizat 36.362 lei. Rambursări credite interne, prevederi 88.000 lei, realizat 81.162 lei. Total cheltuieli de funcționare, prevederi 4.488.190 lei, realizat 4.359.763 lei. Cheltuieli de dezvoltare, prevederi 445.000 lei, realizat 332.097 lei și un excedent la finele anului de 89.169 lei. Cheltuieli la secțiunea de dezvoltare investiții, la autorități publice, prevederi 98.000 lei, realizat 95.755, la capitolul învățământ, prevederi 10.000, realizat 8.562 lei. Capitolul servicii și dezvoltare publică, gospodărire comunală, prevederi 230.000 lei, realizat 189.308. Capitolul protecția mediului, prevederi 20.000, realizat 2.000 lei. Capitolul drumuri și poduri, prevederi 87.000 lei, realizat 36.472 lei. Deci total cheltuieli de dezvoltare pentru investiții, prevederi 445.000 lei, realizat 332.097 lei. Asta este contul de execuții. Aveți obiecțiuni, discuții, comisia, comisia. Comisia aviză favorabil în fața proiectului. Așa. Deci supunem la vot în continuare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuții de trimestrul 4/2017. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Da. Deci, în unanimitate, se aprobă acest proiect.
Trecem la punctul următor, o luăm de la capăt acum. Nu, ăsta e punctul 2. 2, ăsta a fost 2. Ăsta e punctul 8. Da, domnule. Ăsta e punctul 8. Ăsta e punctul 8. Ei, am inversat. Dar că mai am, acum am acum e punctul 1. Ce fel de buget după anul ăsta? Păi ăsta, acum îl discutăm. Păi la ce trecem? Nu ăsta. Păi ăsta. Dar l-ai considerat punctul... Păi, nu am zis că dacă au discuții pentru cot. Nu. A fost punctul lor ăsta. Da, nu e gata. Da. Deci, următorul punct. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Da. Deci, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adresele de la AJFP Bacău, deci Direcția Finanțelor Publice, numărul 144 din ianuarie 2018, adresa 3093 din 16/2/2018 a Consiliului Județean Bacău, rog aproba în ședința ordinară a Consiliului Local Coțofănești bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Comunei Coțofănești după cum urmează. Deoarece legea bugetului de stat pe anul 2018 prevede ca să planificăm veniturile la realizatul veniturilor de anul 2017, am să vă prezint exact din execuția anului 2017, deci ca proiect pentru 2018. Impozit pe venit transferul imobiliare, proiect, deci 3.000 lei, cote defalcate din impozit pe venit 107.000 lei, sume alocate pentru echilibrare 416.000 lei, impozit pe clădiri persoane fizice 30.000 lei, impozit pe clădiri persoane juridice 19.000 lei, impozit teren persoane fizice 83.000 lei, impozit teren persoane juridice 3.000 lei, impozit teren extravilan 55.000 lei, taxe judiciare de timbru și alte taxe 2.000 lei, impozit mijloace de transport persoane fizice 46.000 lei, impozit mijloace de transport persoane juridice 3.000 lei, alte taxe pentru utilizarea bunelor 10.000 lei, venituri din concesiuni 66.000 lei, venituri din prestări servicii 34.000 lei, taxe extrajudiciare de timbru 3.000 lei, venituri din amenzi și alte sancțiuni 54.000 lei, alte amenzi, penalități și confiscări 46.000 lei, taxe speciale 119.000 lei, taxă pentru valoare adăugată pentru finanțarea învățământ, asistență socială 950.000 lei, taxă pe valoare adăugată pentru finanțarea drumurilor 26.000 lei, taxă pe valoare adăugată pentru echilibrare 178.000 lei, subvenții pentru încălzire cu lemne carburanți 38.000 lei și un total a ieșit de venituri total general 3.920.000 lei. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare. Capitolul 51, autorități publice, total 1.403.000 lei, din care cheltuieli de personal 1.180.000 lei, bunuri și servicii 223.000 lei. Capitolul tranzacție privind datoria publică, prevederi 30.000 lei, din care bunuri și servicii aferent comisioanelor împrumutului 5.000 lei, dobânzi 25.000 lei, transferuri cu caracter general pentru protecția copilului 135.000 lei. La capitolul apărare și ordine publică, total 218.000 lei, din care cheltuieli de personal 204.000 lei, bunuri și servicii poliție comunală 4.000 lei, bunuri și servicii protecție civilă 10.000 lei, învățământ preuniversitar, prevederi 289.000 lei, din care, începând cu anul 2018, deci cheltuielile pentru personal la învățământ au fost preluate de inspectoratul școlar. Deci ei au rămas numai cu cheltuielile bunuri și servicii din reținere și două au repartizat 226.000 lei, iar pentru cheltuieli tichete învățământ preșcolar 63.000 lei.
Capitolul cultură, recreere și religie, prevederi totale 80.000 lei, din care cheltuieli de personal 78.000 lei, bunuri și servicii 2.000 lei. Capitolul asistență socială 724.000 lei, din care cheltuieli de personal, asistenți personal 370.000 lei, indemnizații pentru persoane cu handicap 231.000 lei, ajutor încălzire privind legea 416 pe 2001, adică pe perioada celor 5 luni de iarnă, 80.000 lei, ajutor încălzire cu lemni, subvenții pentru populație 38.000 lei, ajutoare de urgență prin ASCL 5.000 lei, servicii și dezvoltare publică 117.000 lei, din care iluminat public, cheltuieli bunuri și servicii 84.000 lei, alimentare cu apă, cheltuieli bunuri și servicii 18.000 lei, alte cheltuieli 15.000 lei. Capitolul salubrizare total 118.000 lei, din care bunuri și servicii 108.000 lei, bunuri și servicii protecția mediului 10.000 lei, transportul drumuri și poduri prevedere 142.000 lei, din care cheltuieli bunuri și servicii 46.000 lei, rambursări credite 96.000 lei, total cheltuieli de funcționare 3.296.000 lei. Acum am să vă prezint cheltuielile secțiunea dezvoltare de investiții. Și anume, capitolul autorități publice 90.000 lei, din care reabilitare platou primărie 45.000 lei, achiziție și montaj centrală tehnică primărie 20.000 lei, dotări cu tehnică de calcul și echipament primărie 20.000 lei, realizare site Comuna Coțofănești 5.000 lei. La capitolul învățământ preuniversitar, universitar 87.000 lei, din care construire grădiniță nouă cu program normal sat Bâlca 77.000 lei, SFE execuție grupuri sanitare școala Coțofănești 10.000 lei, capitolul cultură religie total 151.000 lei, din care reabilitare exterior execuție alei Biserica Coțofănești 85.000 lei, reabilitare acoperiș Biserica Bâlca 66.000 lei, servicii și dezvoltare publică, gospodărire comunală 67.000 lei, din care achiziție teren, puțuri furate, furate 15.000 lei, întocmire plan urbanistic 52.000 lei, canalizare stații de epurare, prevederi 23.000, aferent achiziție teren, stație epurare. La capitolul drumuri, 206.000 lei, din care modernizare drum comunal DC116 sat Tămășoaia, Comuna Coțofănești, 20.000 lei, construire pod nou sat Bâlca, Comuna Coțofănești, SF avize consultanță, 40.000 lei, asfaltare drum sătesc sat Bâlca, execuție 110.000 lei, asfaltare drum sătesc Bâlca SF PTH 20.000 lei și creșterea accesibilității drumurilor din Comuna Coțofănești prin achiziționarea unui buldo excavator, investiții care o avem proiect din anul trecut aprobat, 16.000 lei. Deci total cheltuieli de dezvoltare 624.000, care adunate cu cheltuielile de la secțiunea de funcționare 3.296.000 lei, dă total venituri 3.920.000 lei. Da. Investițiile sunt încurajate. Haideți să vă spun câteva cuvinte ca să vă bat totuși în atmosfera bugetului 2018. Doamne, vreau să vă spun că bugetul 2018 este cel mai bun buget de când este Comuna Coțofănești. Este estimat și am să vă spun de ce se compune. V-am mai spus lucrul ăsta. Se compune din bugetul repartizat de la finanțele publice, în care am primit aproape, nu vă spun la cifră, la virgulă, 21 de miliarde aproape. Este bugetul care ne l-a dat Consiliul Județean, care este de 1 miliard 710 milioane, vorbesc în bani vechi, ca să da, și veniturile noastre proprii, care sunt 5 miliarde. Hei, adunând unele cu altele, să vedeți că ieșim undeva la vreo 28 de miliarde de lei. În condițiile în care învățământul este dat deoparte.
condițiile în care învățământul este. Deci undeva la 28 de miliarde. E o sumă destul, v-am spus, n-am avut niciodată buget așa mare. Norocul nostru a fost că am știut să cheltuim anul trecut banii și nu ne-a prins cu excedent. De-aia am și cumpărat și mașina aceea, pentru că era cu rulment și am zis să nu prinde cu excedent. În momentul când prinde cu excedent, banii se reportează pe anul viitor. Și treaba a fost ca să cheltuim banii, dar în mod legal, nu așa cheltuim de dragul de a cheltui. Și noi avem și am primit foarte mulți bani de la finanțele publice. Este prima dată că primim suma asta așa de mare. Noi la finanțele publice n-am primit niciodată mai mult de 14-15 miliarde, ceva pe acolo. Deci undeva 6-7 miliarde. Și au scăzut Consiliul Județean. În schimb, a scăzut Consiliul Județean și acolo am o nemulțumire. Eu am făcut și o adresă ieri, pentru că la capitolul drumuri, când ai de un statut în altă parte, mi s-a repartizat numai suma de 260. Deci din cei 1 miliard 710 milioane pe care le-am spus eu, mi-a dat numai 260 de milioane la drumuri. Am avut o discuție telefonică cu domnul președinte Brașoveanu, al Consiliului Județean, și am zis, domnul președinte, nu înțeleg criteriile, pentru că m-am uitat la comunele din jur. Căiuțul i-a dat tot așa puțin, o 300 și ceva de milioane, că Buciu, 600 de milioane, Urecheșul, că nu sunt pe domnul primar, nu vreau să-l deranjez. Și am făcut o comparație și am zis că lucrurile nu sunt în regulă. Și am zis, ce s-a luat în considerație? Care au fost criteriile? Și domnul Brașoveanu, știți că dumneavoastră la noi aici la Consiliul Județean figurat numai 4,6 km de drumuri. Și am zis, domnul președinte, eu acum știu că cele trei satele mele au asfalt, dar au asfalt în arterele principale și mai am câteva secundare, cea care e la gara, la Bâlca și așa mai departe. Și zic că situația se prezintă altfel și dacă vreți să vedeți situația reală, nu știu cine v-a transmis dumneavoastră situația asta 4,6 km, pentru că având atâtea drumuri laterale și ulicioare și drumuri vicinale care leagă satele, nu aveți cum să ajungeți, că ajung undeva la vreo 40 km de drumuri. Nu aveți cum. Și 40 km de drumuri, închipuiți-vă că 260 de milioane e ca un strop într-o mare sau o picătură. Și dumneavoastră îi spune, la figurați 400 de ani, nu și care eu am... De aici a asigurat și materialul antiderapant. De aici intră și, și, intră și dezăpezirea și materialul antiderapant. Închipuiți-vă că dacă ai o iarnă grea, te duci la 300-400 de milioane. Suntem contracte înainte de sezon. Mai ales la dezăpezire, pentru că intervin situații de urgență. Acolo ne sună mereu cei la situații de urgență și poliția rutieră ne sună mereu dacă am încheiat contracte și cu cine am încheiat. Dacă au baza tehnică, baza... necesar a face lucrurile. Deci închipuiți-vă, dacă ai o iarnă grea, lași pe oameni în lămeți. Ce să faci 260 de milioane? Că dacă te duci de 3 zile, acum am avut noroc, am făcut o singură dată de zăpezire. Am început dimineața la ora 8, bine, fără marșul pe care l-am făcut de până aici, și am terminat seara la ora 5 cu 3 utilaje. Trei utilaje, undeva ne ducem la 30 de ore. La 150 milioane fără TVA ora, noi e pe acolo. Dar problema e că ai atâta, după zăpadă, după ploaie, starea drumurilor se strică. Acum, avem noi spre asfaltare drumul la Tămășoaia. Eu vreau să cred că în toamna acestui an îl asfaltăm. Dar s-ar putea să nu. Pentru că nu trag eu de bână să-mi dea bani exact chiar când vreau eu. Aici sunt prins pentru PTH, pentru Și vă închipuiți că... Ai trebuie să repar drumurile astea, măcar să le pui din loc în loc piatră și să le mai dai cu autogredă, să le mai îndrepți. Ulicioarele și mai departe. Mai sunt la Coțofănești pe aici, zona la Prunt, până la Mare, așa mai departe. Și atunci, dacă dumneavoastră considerați că suma asta, 260 de milioane, ajunge, eu propun să mai diminuați din ea, să o sumați de tot. Că dați-o la alții, cel puțin ce mai aflăm în treabă. Și am transmis și hotărârea guvernului, prin care în domeniul public sunt atestate toate drumurile comune și am dat și din planul urbanistic general, acolo sunt prinse toate. Și a reieșit, așa cum am zis, undeva la aproape 40 km de drum, de ulițe laterale și și plus Tămășoaia care apare DC116A. Ei, acolo am fost emoționat, da. Acum nu mă aștept să facă nimeni, deja bugetul e aprobat din ședința de vinerea trecută la Consiliul Județean, doar să ținem cont la o rectificare, ținem cont că am venit cu dovezile în spatele adresei. Da, asta e. Deci, una peste alta, despre asta e vorba. Bugetul este foarte bun. N-am contestat sumele din echilibrarea sumelor defalcate, că mi-a dat două pe drumuri și sumele defalcate la Consiliul Județean. Atât a dat 1,5 miliarde, atât am mai dat la alții, în funcție de mărimea comunilor, 1,9 miliarde, cam pe aici a fost sumele. Dar,
una peste alta, sper ca la o rectificare, dacă va mai fi, dar anul trecut știți foarte bine că n-a fost vreo 3. A fost. Anul trecut a fost una de 770 de milioane. Nu la 7... noi, dar la pe total a fost 3. A fost, dar nu ne-au dat nou. Nu ne-au dat nou. Așa. Deci una peste alta. Acum ce vreau să spun? Știți foarte bine că acest buget, 27-28 de miliarde, trebuie, prima dată, ce-i faci? La un om gospodar. Bugetul funcționar. Bugetul funcționar, ce să înseamnă? Salariile personalului contractual, a funcționar public contractual, al consilierilor local și toate utilitățile. Curent, telefoane, astea, tehnica, asistență. IT, asistență a persoanelor, a copiilor aflați în plasament, a copiilor, a persoanelor cu handicap și așa mai departe. Cu dizabilități, cum se zice mai nou. Deci, primul și primul rând, spun lucrurile astea la punct. Deci, să ai buget de funcționare, ca să nu închizi primăria. Vine și stai ăștia curentul și nu mai ai de ce să... L-avem asigurat. Și l-avem asigurat inclusiv tot anul. Da. Inclusiv tot anul. Da, dar să fac un pleonasc. Deci pe tot anul. După care am trecut și am văzut ce putem face pe capitolul investiții. Ei, la capitolul investiții ne-au rămas ceva bani. Față de altul, de altul e mai trăgeam, mai special. Eu le știu pe din afară, nu trebuie că tine, că le știu care de-a. Primul și primul lucru a fost ca să facem... să obținem terenul pentru canalizarea de la... pentru că mergem cu canalizarea comunei în continuare. Să obținem pe care va fi amplasată stația de epurare. Și chiar azi, doamna inginer este plecată cu cei doi, trei proprietari de terenuri. În zona aici, grădină, alung grădină, pe stânga, unde au fost cei care... Nu mai facem acolo la manual, deci acolo... Nu, este, era impropriu și nu, nu mai avem. Dar am discutat problema că... Era impropriu. N-a fost. Acolo sunt doi proprietari, ați spus. Trei. Scăldărari. E Vasile Căldăraru, e Linaru, sora sa, Linaru, cheamă, și cu Căldăraru Anișoara. Toți au situația juridică clară, azi am trimis la notar să face, s-a făcut dezmembrarea de lot, pentru că n-am luat. Am găsit înțelegere la ei și ne-au dat numai cât ne trebuie nouă. Și restul rămâne lor, că altfel trebuie să luăm tot terenul. Am găsit înțelegere și ne dă exact cât trebuie. Deci, 23.000 asta reprezintă? Poftim? Aștia 23.000 de lei. Exact. Ce se întâmplă? Aici intră și evaluare. Posibil să nu cheltuim pe toți. Și toate sumele astea care vedeți aici, mai rămân sume și mai face rectificare. S-ar putea să mai trebuiască undeva, ducem în altă parte. Dar cu ei la ce sumă? Vă abonați că ați putat cu ei, nu? Nu, stați un pic, că nu-i... Nu, legea spune următorul. E bine să ne ducem pe legea. În primul rând, evaluarea de la notar. Se face, nu nota, nu, evaluator, expert, evaluator, sunt evaluator. Ăla vine și face evaluarea terenului. Pe care lei, nu lei, tu evaluatorul pe care îl vrei tu. Lei după SEAP, sistemul electronic de achiziții publice. Care are prețul cel mai mic. Ăla face o evaluare la metru pătrat. Dar ce spune? În cazul în care ai investiție de interes public, majoră, adică de dimensiuni mari, se poate merge, dacă omul nu vrea să-ți vândă, se poate merge și la negociere directă. Cu preț în plus sau în minus, de exemplu. Poți merge și la negociere directă, dar nu te duci acolo, te duci pe acolo, pe lângă, așa, pe aproape. Și azi a fost doamna ingineră, n-am avut timp, am intrat în ședință, au venit cu oameni și ce au fost. O să vedem, nu știm prețul stabilit de evaluator. Acum s-a dus numai pentru dezmembrare. Dezmembrarea bucățelii. Bucăția terenului aferită, dar fiecare câți de acord cu dezmembrare și cu cartea funciară. Prețul stabilim cu cea din evaluare și discutăm cu ei. Dacă o să... Acum v-am spus, suma este pusă așa, nu știm exact cât va fi evaluare. Pune-și, suma vă repartiza în alte părți, dacă mai rămâne. Cât luăm acolo? 3 cercuri de hectare sau cât? Nu, e vorba de vreo 4.000 și ceva de metri pe jumătate de hectare. Aproape jumătate, aproape jumătate. Eu nu știu cât vreau, aproape jumătate de hectare. O adâncime de vreo, nu știu de cât domnule v-a măsurat, dar o adâncime de vreo 50 de metri aproape. Bine, probabil deci este calculat ca să se încadreze aia stația. Se încadrează și cu zona de protecție. Și ăștia-lalți 15.000, că suntem aproape. A, ăștia-lalți 15.000, e așa, e foarte bine ca să nu legăm una de alta. Păi că nu le... Da, da, ăștia 15.000, ce se întâmplă? În 2016 a venit acel program de... cadastrarea terenilor, care se face gratuit. Și în zona aia de cadastrare a intrat și zona aia unde avem noi puțurile, cu cele trei puțuri. Nu e problema de puțuri la Borșan, că ăla e domeniul public și acolo am avut niște contestații și niște plângeri. E vorba de celelalte două puțuri. În 91, când s-a pus în posesie, au pus compasul, fraților.
Și mai era neacostică, o leacă băut, am mai aruncat compasul, am mai luat, sunt care dețin terenul mai mult decât au un titlu de proprietate și dacă vreți o dau eu în cazul de acolo care au terenul în plus. Ciorac, Petrica de la Bâlca, polițistul și foarte mult. Și avem și noi rezerve. Ei, când a venit ăștia acum, ăștia au venit cu teodolitul, au venit cu aparatură. A pus ochii pung lovit. Noi, în partea asta, unde aveam puțurile, noi figurăm cu rezervele noastre. Că avem și noi dintre ele în gust. Acum, doamne ingineră, vă poate detalia mai amănuță. Avem și noi rezervă. De 3 metri lățime, de 9 metri lățime. Și asta se poate dovedi din titlurile de proprietate ale oamenilor. Că se învecinează cu primăria. Rezerva primăriei. Ei, noi apăream acolo cu rezervă. Ca atunci când au făcut ăștia cadastrarea, să ne trezim că proprietarii nu mai cad acolo. Iar eu discutasem, noi aveam rezervă, ziceam că sunt pe rezervă. Și când ne trezim, ne trezim cu ăștia la zona de protecție și au făcut o zonă de protecție, CFR-ul, ceea ce n-am văzut în viața mea. Au venit pe proprietățile oamenilor. 20 de metri. Cu 20, uite, că știi, zona de siguranță. Domnule, zona de siguranță. Dar cum să vii pe proprietatea omului cu zona de siguranță? Și case. Și nu ne-a lăsat să mai... Dar sunt și case pe zona de siguranță. Cum să... Ei nu au venit să ceară la noi niciun accept. Eu ne-am făcut o adresă. Domnule, cum v-ați făcut asta? Și mă trezesc că rezerva mea, de fapt, mi-au înghițit ăștia. O parte din ea. Și acum m-am trezit că... Eu, de fapt, cu oamenii care mai discutați, încă aș fi intrat un pic cu zona de protecție, nu cu puțul. Puțul în sine are un metru pe metru, doi metri pătrați. E puțul furat. Și atât. E zona de protecție. M-am trezit că sunt niște proprietări pe care eu par de aveam. De ce nu știu? De exemplu, vă dau un romic de dinamă care are socusul. Băi, tu nu ai zona întreabă cu puțul, eu sunt la 30 de metri față de puțul dumneavoastră. Păi așa o fi, dar zic, uite că... E, și acum, noi rămânem ca să achiziționăm suprafața aia, am vorbit cu toți oameni, avem acceptul de la ei, scris tot, dar nu e nicio problemă. Și a rămas ca zona aia care, pe care intrăm cu zona de protecție, să-l achiziționăm, să rămână zona de protecție noastră, ținând cont cu cei de la CFR-ul. Până am avea o discuție, probabil că în instanță vom avea lucrul ăsta, nu știu. Dar nu cred că ar fi bine, pentru că este lege în sensul ăsta. Da, dar nu poți să expropiezi oameni. Da, dar lege proastă. Oamenii nu vor să expropiază. Știți mai bine. Au voie să construiască. Deci omul se duce să-și cultivă în zona aia cereale sau ce are. Fost dată dintotdeauna. Dar aia este o zonă de siguranță. În cazul în care, eu știu, de la ea sunt da, un incendiu, o problemă. Zona de siguranță. Hai, și am pus aici 15.000 de lei pentru 2,46 hectare, dar nu 2,46, nu i-am pus așa. Am pus că dacă luăm totul, da, dacă luăm numai partea, nu aparte, e vorba de 3.200 de metri pătrați, mai puțin ca la stația asta. Pe care o parte este al nostru, 3.200. Noi am pus o sumă acolo care ulterior putem repara. Și acolo tot la fel, facem evaluare, terenul, la fel, aceeași chestiune. Nu, eu nu sumam, am înțeles suma pentru că, dar ce vreau să înțeleg, deci puțurile alea practic s-au făcut când s-au construit. Cu rezerva s-au, primării. Au apărea... Rezerva primării, da. Și acum s-a de... Vin cu ăsta sau... S-a deplasat, noi sunt proprietari în acele. Da, prin cadastrare. Inclusiv nici noi cu rezervă. Prin cadastrare. Deci atunci eram proprietari. Așa, acum nu mai suntem. Acum nu mai suntem. Asta am vrut să... Da. Suntem, dar mai la deal. Suntem în altă parte. Exact, suntem în altă parte. Deci... Da, haideți să vă spun. Da, despre asta e cu achiziționarea. Deci suntem proprietari, noi avem teren în continuare. Noi acolo avem teren să dăm și la alții. Avem, de exemplu, avem cumpărat aici unui puțul la Borșan, avem un hectar și aproape un hectar și 3,3. Oamenii vor să vândă, nu vor schimb? Da. Care vor schimb, facem schimb, care nu... Da, păi de asta și putem, că suma e mai mică ca la... Mi se pare mică. E mai mică ca la din coace, zic că suma este mai mică. Da, că o parte vor schimb pentru că avem deja rezerve, în afară de rezervele care le aveam așa plantate, ăsta care a fost în margine, n-a avut ce să ne facă, trebuie să ne lese în marginea drumului. Aici avem cumpărat de la Margareta Milea și de la Avram Gheorghe. Avem cumpărat și avem și schimb de făcut de teren cu zară din Borșan, avem toată zona aia noastră. Partea aia. Hey, o parte vor schimb, o parte nu vor schimb. Despre asta era vorba. Astea erau două chestii cu achiziționările de teren. O altă problemă pe care am ținut-o, cum țin cont, am zis că știți dumneavoastră că am avut probleme cu podul de la Bârca, de la Dallas de acolo și acum am prins numai pentru SF și pe SF-ul și să facem și când vom obține fonduri să trimite acolo, acolo am pus o sumă mică, dacă trebuie să spunem. Acolo nu puteam prin fonduri? Da, SF-ul. SF-ul și deci prin fondul faci, dar SF-ul și PDH-ul faci în etașa avizele. Sunt ai tăi, ale tale. Și trebuie și cofinanțare. Și trebuie și cofinanțare. Păi ne ducem, da, am fost la Bârca, dacă tu am mers la Bârca.
Păi avem grădința la Bârca, în care avem 770 de milioane, 77 de milioane, cofinanțarea partea noastră, la primărie, care o punem noi. După care avem la Bârca, am zis că facem acolo, spre biserica de la Bârca, drum. Asfalt. Drum, șanțul ăla care îl afectează pe vecinul ăla, pe Oglan, așa, și ne ducem pe la deal exact în porțile bisericii mai cu asfalt, în care trebuie SF, PTH și execuție. Deci ne-am dus, am pus o sumă, am pus o estimativă, v-am spus că sumă... Acolo eu, și execuție. Și execuție. Da, păi execuție 110 și SF și asta 20.000. Ne-am orientat după asfaltul care l-am mai turnat, cât e în kilometru de asfalt și cam cât ar veni în ea. Bun. Aia a fost pe... și la Bârca am mai prins biserica, pentru că arătă foarte rău, am prins cu acoperișul. Cu acoperișul, dar am prins cam puțin bănuți, nu știu dacă încadrăm la ei acolo șarpantă este foarte proastă. Am terminat cu Bârca. Venim la Coțofănești. La Coțofănești am zis că, știți, eu am văzut la... Haideți să terminăm la Coțofănești drumurile astea, pe la Domnul Iepuciul acolo. Haideți să facem ceva. Am venit pe media, uite, chiar acum o să prindem. Să prindem SF-ul și o să punem la un punct. Trebuie, mai întâi trebuie să facem SF-ul, dar v-am spus că drumurile astea locale plate sunt. Haideți să prioritizăm. Da. Prindem SF-ul să luăm de undeva, să prindem SF-ul pentru drumurile comunale laterale. Și luăm de la... O să luăm de undeva. Așa, aici e SF-urile pentru drumurile laterale, dar durează, nu anul ăsta, vă spun că durează. Și avem biserica cu fațada pe exterior și cu trotuare și ce mai avem de făcut la biserica. Și am prins pentru... Acum, bănuiesc că o să luăm banii ăștia de SF-ul. O să luăm... Noi am prins pentru grupuri sanitare conform normelor europene la școală. Și am prins prima dată la școala de Coțofănești, că aici e școala de centru. Ei, am văzut pe media că tot discută că va fi un program național. Nu știu la când va fi, când va fi, pentru că toate școlile de mediul rural n-au WC-urile, le-au improprii, sunt puse unde sunt puse. Dar în condițiile astea trebuie fosă la școală. Absolut. Până avem canalizarea, când ai canalizare, trebuie fosă, sunt porniții de aia. Tot sunt probabil de acolo. La Tămășoaia avem pentru drumul pentru asfalt, am prevăzut și acolo. Și execuție. Și nu e execuția, nu, că acolo e pe fond. E pe fond. Da, e pe am văzut. Este mare PTH. PTH-ul și avizul și acordul. Da. Am văzut. Bun, deci peste tot am căutat să prindem câte ceva. Am mai prins la PUC, Planul Urbanistic General. Știți foarte bine că eu le știu pe din afară și nu le-am notat. Planul Urbanistic General, care trebuie să-l definitizăm și să-l spunem spre aprobarea dumneavoastră. Nu știu dacă am zis. Și tehnică de calcul, ne trebuie niște calculatoare sau un vechit. Așa, ne trebuie creat un site al primăriei. Sper că am prins totul, bănuiesc că n-am scăpat ce-a fost. Deci asta aici e și platoul primăriei, că e mâncat tot, e de ani de zile și aia. Dacă o fi, dacă nu, o să ducem în altă parte. Dar, totodată, vă informez următorul. Luni trebuie să mă duc doamna contabilă la Iași să semnez contractul de finanțare pentru auto, pentru buldoescavator. La AFIR. Mergând la AFIR, noi trebuie ca să achiziționez, știți foarte bine că noi am făcut destule împrumuturi în bănci. Ca să iei buldoescavator, trebuie să ai tu bani jumătate. Și buldoescavatorul ăsta am făcut noi calculul 70.000 de euro, se duce undeva pe la vreo 2,7 miliarde. 3,7 miliarde, cu tot cu TVA ducem 4 miliarde. Vechi. Eu tot am vorbit. Da, e bine. Și noi ne-ar trebui partea noastră de... Noi să avem jumătate, 2 miliarde. Știți că atunci când am avut, am împrumutat. Dar ca să împrumut, să trebuie să faci un dosar de la stufos. Să te duci la fondul de garantare la București, să te duci pe unde, să te duci, așa mai departe. Și a zis, doamne, eventual, tot hotărârea dumneavoastră a Consiliul Local. Luăm, de exemplu, platoul ăsta, poți să mai aștepte, că nu crapă. Cum am stat alți ani, mai este una. Mai este una. Mai luăm de la biserică, cum ați dat 7, mai este. Mai luăm și luăm bani ca să ne mai ducem la împrumut. Nu că ne, dar durează și trebuie multă hârciogărai, foarte multă. Și atunci, în momentul când noi plătim banii ăștia, banii ăștia, după ce facem noi plata, ne dă înapoi, eram bursați. Acum, depinde când îi dă, dacă mi-i dă în luna noiembrie, nu am ce faci cu ei, că vine zăpada. Noi, bă, bine, ducem un fondul de moment și putem cheltui tot la investiții în anul 2019, dacă ajungem să fim sănătoși. Ei, și am zis, doamne, tragem aia și prindem investițiile astea în 2019, dacă ne dă bani așa târziu, în noiembrie de, să spunem. Dar poate ne dă mai degrabă. Deci aprobăm bugetul așa și facem o rectificare ca să... În cazul în care, eu am spus și cu fata mea, de la achiziție,
Băi, noi acum îl aprobăm în forma care este și în cazul în care vrem să ducem 2 miliarde, venim iar în fața Consiliului Local. Da, 200 de mii de lei, așa de da, și avem aici, avem 45, avem la primărie. Da, dar e de unde lua? La primărie, de la asfalt, de la... Până la urmă și la bârgă, și la asfaltul, poate mai stea cum a stat... La studiul de fezabilități? Da, la studiul. Bine, la studiul nu luăm, acolo ăla trebuie luat, dar îți bani puțin. Îți bani puțin. Nu, dar... Și am zis, venim iar în fața Consiliului Local și facem rectificare de buget. Luăm din partea asta, din partea asta și punem partea noastră de bani și în momentul când îi dă, îi ducem înapoi. Despre asta era vorba. Eu cred că am prins totul ce a spus acolo. Da, deci cam asta. Mi-a scăpat nimic. Da. Trebuie să iasă stamba. Bine, alte discuții? Da, să vă spun că bugetul este... Dacă nu asta aveți o întrebare, eu... Da. Bine că aveți că avem bani. Bun, și avem și datorii, am uitat, mai avem datorii de plătit. La cec. La cec, da, mai avem, asta am uitat. Da, nu era la investiții, erau la cursă. Am prins rambursare, dar nu la investiții, era mai... Da, domnul vă, poftă. Rambursare 96.000 plus dobânzile 1.000. Un miliard și ceva. E, da, e bine, e la 4. Da, dar e până... 4, că da, la 4 sau 5 miliarde. 460.000, 4 miliarde 600. Și au văzut o sumă destul de mare și vă dați seama că acum ar trebui să împrumutăm iar altă sumă, 2 miliarde pentru dolari. Deci de asta facem mișcarea. De asta ar trebui să facem mișcarea asta. Dacă o facem, o să vedem. Dacă e cazul, dacă o să fie cazul. Da, vă zic voi informații. Întrebare. Noi am aprobat luna trecută creșterea salariilor funcționarilor publice cu plățile către asigurările sociale. Coeficientul a fost stabilit de anul trecut, din iulie. Deci ele au venit păi nu, cu contribuțiile, asta este, ați pus întrebarea, nu? Da, deci salariul primarului a ajuns undeva la 1500 lei, parcă, nu brut. Da, da, așa. Da, dacă le are. Avem le aici pe toate. Da, dar nu, le știu. Am eu un prieten. Nu-mi trebuie să, mai am un pic de memorie. Anul trecut, în luna august, dacă nu mă înșel, am avut o hotărâre din Consiliul Local, când s-a dat legea aia salarizării și când am aprobat creșterile salariilor funcționarilor publici, în care s-a stabilit o indemnizație de 10% pentru consilierii locali. 10% din salariul, primar. Da. Așa. După matematica mea, 10% din 8.500 de lei vine 850 de lei, nu? Da. Vreau să... Da. Brut, bineînțeles. Lămuriți-ne și pe noi. Totuși am văzut o scădere a indemnizației consilierilor locali. În baza cărei legi, cărei hotărâri, adică să avem măcar ideea așa. Brutul a rămas același. Brutul a rămas aici, da, din informațiile pe care le am eu, brutul este de 651 de lei, nu? Pe statul de plată la Consiliul Local. Da. Adică, cărui fapt se datorează... Ce ați făcut atunci, ați făcut conform legii. Da, s-a aprobat 10% din salariul primarului la ora respectivă. Da. Și a reușit această sumă. Acum, schimbându-se legea, a venit că plătește și angajatul și angajatul. Contribuții. Eu ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun următorul. Dumneavoastră sunteți liberi să faceți ce vreți. 10% este cota maximă din salariul primarului. Dar poate să fie și 6%, și 7%, și 8%, și 5%. Da. Așa. Eu, dacă mă întrebați pe mine, este părerea mea. Dumneavoastră faceți ce vreți. E hotărârea dumneavoastră, e televizată, avem casete, nu știu pe. Dacă vreți să mă întrebați pe mine, eu nu mi-am dorit niciodată să-mi dea salariul mai mare decât ar fost ultima dată. Ultima dată era suficient. Așa au venit acum cu salarizarea unică, că am trebuit să citesc că s-a interpretat foarte greșit. Salarizarea unică la primărie chiar este, în afară de contabil care este. 3.381 și vă dau astea ca să nu credeți că vă citesc niciun. Astea se adunează, 381. Nu vreau să mă întrerup, dar dacă îmi permiteți. Nu, lăsați-mă să-mi termin ideea. Păi, nu, dar nu are. Nu, stați. Nu știți unde vreau să ajung. Nu știți unde. Ba știu. A, nu știți. 30. Dacă intuiți, înseamnă că intuiți bine. Eu am făcut un calcul. Acum funcționarii din primărie ajung undeva la salariul de net, vorbesc. Pe 33, între 33 de milioane și 36 de milioane. Hey, am făcut un calcul, 168 de ore, 70 de ore, împărțit la salariul care îl are, iese pe oră cam vreo 200 și ceva de mii de lei, aproape 300 de mii de lei. Hey, am făcut un calcul și la dumneavoastră.
Venim într-o ședință de două ori, care e media pe lună, și am făcut un calcul că dumneavoastră luați aproape 2 milioane de lei pe oră. Și am zis că, nu știu, parcă nu e nici moral. Nu, lăsați-mă! Eu v-am spus și pe punctul meu de vedere, dar vreți să respectați la domnul. Eu am să spun ce da. Așa, parcă nu ești mai zis. Eu vreau temeiul legal, nu vreau altceva. Bun, dacă noi am muncit... A, temeiul legal, vă spun doamna. Așa, asta vreau. Bun, așa. Că ce s-a întâmplat știu... Bun, acum eu ce vreau să vă spun? Că v-am spus, hotărârea va aparține dumneavoastră, am spus-o și... Ne-a aparținut anul trecut, n-am. Și acum va aparține, puteți vota oricând, nu aveți ce problemă. Nu mai votăm, nu mai votăm. Așa, că de ce? Nu dă bine, și am să spun de ce. Nici la mine nu dă salariul care l-am bine. Nici la ăștia cu pensiile speciale, la ale senatorilor. Hai să renunțăm toți, domnule, sau hai să donăm. Nu o să renunțăm, nu e adevărat. Dar ce se întâmplă? Știți ce spune lumea? Lăsați-mă să spun părerea mea. Dar dumneavoastră o respect, n-am nicio problemă. Și pe dumneavoastră fac. Lumea știe spune. Dom'le, consiliul ăsta local, eu am muncit o viață la CAP-ul și iau 5.200.000 pensii sociale. Păi și ăștia duc două ore acolo la primărie și stau și mai dorm unii sau nu știu ce. Așa spune lumea, nu spune. Da. Așa. Și spune și primește ce? Că dacă vă dă la 855.000.500.000, vă duceți la 5 milioane și ceva. Și spune cum primesc astea 5 milioane, că eu am tras cu o viață de coada sărbi și cu apă fiartă clocotită pe cald. Eu zic părerea mea. Dumneavoastră aveți dreptul de a vota, domnul să măriți sau să nu măriți. Doamna contabilă o să vă spună punctul de vedere, din punct de vedere cum s-a ajuns la cap. Eu am... Eu asta era părerea mea. Dar tot am umblat pe la... Am fost la un avocat să mă consult vis-a-vis de proiectul cu care am venit la punctul 1. Da. Am întrebat și lucrurile astea. Avocatul mi-a spus că e un abuz de putere. Nu știu din partea cui. În ce sens? Domnule, noi hotărârea Consiliului Local de anul trecut spune foarte clar. Consilierul local are 10% primarului, așa. La timpul acela. Creșterea salariului primarului automat trage după el 10 creșterea indemnizației consilierului local la 10%. Creșterea că a intervenit contribuțiile de la angajator. Asta este. Doamne, asta e creșterea. Doamne, ascultați-mă, nu vreți să înțelegeți da. Ce vreau să spun. Da. Deci, indemnizația consilierului local a operat toată viața. Nu-i luat acum 4 ani, îi luat acum 4 ani. Spuneți domnule avocat că nu e avocat și spuneți, filmați bine. Domnul primar. Domnul acela avocat nu e avocat. Spuneți, și eu am tot curajul să spun, nu faci. Spune, nătăiește avocat. Adică eu sunt... Nătăiești un pic. Trebuie să-i pe placul clientului ca să zică bani mai mulți. Despre asta este. Asta e părerea mea. Și spune ce avocatul, orarul ăla la primărie, la Cotroneș, care și el niște studii juridice, spune că nu e avocat. Dar cu tot respectul, părerea dumneavoastră nu contează. Aici, nu. În speța asta. Nu contează? Consiliul local a hotărât ceva în august, odată cu legea salarizării. O hotărâre de asta... Că este imoral, sunt de acord. Că spune lumea că luăm bani mulți, sunt iar de acord. Dar dacă v-aș spune ce spune lumea vis-a-vis de primărie și de primar, faci... Dar eu știu, domnule. Băi, vedeți, domnule. Păi și atunci ce facem? Nu mai venim la primărie? Nu mai venim la servici? Nu mai parte vedeți? Adică o parte din lumea. Așa. Că primarul e hoț. Domnul primar, eu ce am... Domnul primar, eu de fiecare dată când am avut ceva de spus, am spus aici. Da. Sau am discutat personal cu dumneavoastră. Eu știu ce vorbește lumea, dar mă știu cu lumea asta care vorbește așa de multe despre mine. La 4 ani, odată mă alege. Da, domnule, dar eu aștept la doamna contabilă o explicație. De ce nu spune domnul Iohannis? Eu zic totuși că e un subiect serios pe care nu trebuie să-l tratăm în derâdere. La dumneavoastră a scăzut prin trecerea, că și dumneavoastră plătiți contribuții la angajator față de anul trecut. Deci luați net 417.000, acum luați 387. Datorită faptului că au trecut contribuțiile și la dumneavoastră, da, e just că ar trebui mărit exact la nivelul contribuțiilor care trec de la angajator la cetățean. Deci, să înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, că noi ne plătim din buzunar contribuțiile, în timp ce dumneavoastră funcționarii publici am votat luna trecută să vă plătiți din bugetul de stat. Asta e răspunsul pe care să înțeleg eu. Nu vă supărați, faceți-mă să înțeleg altceva. A confirmat Florin, doamna contabilă a spus bine că ar trebui să mărit indemnizația ca să rămână la nivelul anterior. Asta trebuie să o votați din nou. Nu vă spun încă o dată, trebuie să votați din nou. Rămâne pe votul de acum anul trecut din august sau din iunie. Domnule,
În iulie a fost. Nu mi se pare corect să spuneți dumneavoastră. În septembrie a fost. Nu mi se pare corect să spuneți dumneavoastră. Dar vă dau cuvântul meu de onoare că o să ajung să consult un avocat. Și vă mai spun ceva. Mie nu-mi place să ajungem prin tribunal sau în tribunal. Dacă asta doriți, acolo să ajungem. E vorba, v-am zis, dacă punem, pe bine, bănuiesc că nu o să ajungeți dumneavoastră la tribunal. Nici o problemă. De asta v-am spus că părea dumneavoastră. Punct de vedere, n-am nicio problemă. Părea dumneavoastră situația, de fapt, este doar o părere a dumneavoastră. Câți bani trebuie să dai, mă? Domnule secretar, sunteți organul juridic. Poate o Coțofănești. Ce părere aveți? Dați-mi o părere. Popa e specialist. Aveți o hotărâre luată. Da. Mine primar a spus, dacă vreți în continuare 10%, mai luați o hotărâre. De ce? Nu, domnul secretar. De ce? Recuperarea doar a sumii care se plătește de la noi, de GSE. Nu dorim 10%. Da, adică, deci dorim doar suma care din să nu înțelegeți că eu iau 85 de milioane. Nu să înțelegeți. Tot de acolo le plătești și eu, tot din banii. Domnul primar, nu suntem așa de proști. Dați liniștit. Nu, dumneavoastră a zis că plătiți din buzunar și la mine tot la fel a venit, că plătiți din buzunar. Sunt aproape 50%. Deci dacă domnul Olaru are 8.000, cât o ești? Doamna, orice rând, deci ia 40. Doamna, nu stați de vorbă cu foștii băcași la CAP. Vă rog frumos, tratați-ne cu respect. Dar de ce spuneți cuvinte pe care nu le spunem noi? Păi da, așa ne tratați. Asta e părerea dumneavoastră, vă respectăm părerea. Țineți-o așa. Excelent. Țineți-o așa, domnule. Dacă e părerea dumneavoastră, dacă dumneavoastră ne puneți cuvinte în gură pe care noi nu le scoatem, țineți-vă părere și foarte bine. Nu, dar eu am vrut să vă spun de contrile, nu vă tratez ca doamne. Eu am vrut și ne spuneți dumneavoastră. Și nimeni nu a spus, nimeni nu a crezut din consilierii locali că domnul primar încasează net 8.500. Nu vrei, dar doamne. Nimeni n-a spus lucrul ăsta. Noi știm, mulți dintre noi mai lucrăm, suntem salariați, avem fluturaș, plătim contribuțiile sociale, deci chiar nu suntem așa dezinformați. Nu suntem așa dezinformați. Eu știți, mi-am pare rău că n-am venit în ianuarie la ședință. Și mie îmi pare rău că dacă lucrurile stau așa, eu încă o dată vă spun, am tratat cu indiferență noi consilieri atunci. Atunci ar fi trebuit să venim. Și să reglementăm situația. Cu indiferență și chestia cu animale, și chestia cu salarii, văd că le tratați chiar așa, cu indiferență, mai toate. Văd că dacă ne luăm, de toate le tratați cu indiferență. Tratați-l, domnule, cu seriozitate, ca să mai aveți probleme. Ce doamne iartă? Domnul primar, am spus lucrul ăsta așa ca să nu spun când ne-ați înșelat iar. Pe dumneavoastră? Dacă sunt așa de deștept și de iscusit să vă înșel, e un lucru bun, înseamnă cum sunt. Să știți că nu numai deștepți, înșeală, domnule. Nu. Acum, am spus că eu deștept, domnule, n-ați spus dumneavoastră. Nu, domnule, și eu am spus că numai deștepți, înșeală. Ați înțeles greșit. Nu, dar a venit cu gând de a certa în Consiliul Local. Nu am de gând să intru în jocul ăsta. Trebuie să discutăm. Exact, dar văd că toate sunt puse pe reproș. Noi nu suntem mulțumiți. Eu dacă eram consilier, spuneam, domnule, nu suntem mulțumiți, noi revenim înapoi, vrem 7%, 10%, votăm și cu asta, bă. Doar diferența că să rămânem în același loc. Calculați-o, eu n-am calculat. Păi unde? Asta caută doamna contabil, să calculeze. Calculați-o, eu n-am calculat. Doamna contabil, dacă veneam, eu și cu ea calculat. Doamna contabil s-a oferit să calculeze. Doamna plătecară, cheltuielile personale, plătecă. Eu cred că sunt, eu cred, o secundă, domnul președinte, eu cred că tot ce discutăm pe lângă subiectul... Bă, nu, e vorba de buget, domnule. Deci, în bugetul local, domnul Florin, în bugetul local, trebuie prevăzute acum acea diferență care ni s-a oprit de 70 de lei, să revenim la normal. Că e 8%, că e 10%, că e 11%, eu nu știu câte este. Nu, numai zic, domnul primar, am dat-o simbol. Da. Deci eu doresc, eu ca și consilier și vorbesc și în numele altora, suma care ni s-a oprit pentru contribuții, că practic nu luăm niciun leu acasă, nu ducem. Și în principiu apare și azi o ordonanță, dacă știm cu toată lumea, doamna contabil șefă, a mai apărut și încă una prin decembrie, care mai știm câte ceva, că banii opriți la mami, la copii, la handicap, la, vor fi dați înapoi cetățenilor care s-au oprit pentru contribuții. Știu, ai dreptate și știu că e. Deci, în principiu, este o propunere a mea
că banii ce au fost, și este legală treaba, nu vorbesc până în gobe. Corect, așa mi se pare. Banii opriți, da, dar automat nu mai rămâne 10%. Păi, domnul, stați așa, dar nu am cerut... Nu mai 10%, va fi 8 sau 9. Da? Nu venim în fața dumneavoastră cu 10, cu 15, cu 1, cu 2. Simbolic, venim în fața dumneavoastră și cerem suma oprită prin contribuția, prin transferul contribuțiilor, să le fie dat înapoi la nivelul lunii decembrie. N-am nimic împotrivă. Domnul președinte, n-am dacă e cazul să puneți la vot, sau domnul secretar care e forma legală, și spun. Păi, da, orice, face de la buget acolo. Care noi vom modifica procentul ăla. Nu, domnule, nu este adevărat. Haideți, vă mai spun o chestiune, domnul președinte, dacă permiteți. Domnule, a 27 de miliarde pe care are comuna cu Soșanistă. Cu ce se vede de se dă dumneavoastră, eu nimic avem. Eu absolut. Eu ce am vorbit, am vorbit din suflet, absolut, am vorbit pentru imaginea Consiliului Local. Absolut. Dacă vreți să înțelegeți, nu credeți că am vorbit cu vă răutat. Nu, 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 n-am acest. La cât o să mai vină acolo 500 de milioane sau da. Eu nimic, dar nu vine 500 de milioane. Nu vine atât. Eu nimic toată. Hai dacă luăm 7 de milioane. Eu nu, dar nu la imaginea dumneavoastră. Dar dumneavoastră nu vreți. 910 lei pe lună. Dar ci Dumnezeu, 910, deci 9 milioane pe lună. Nu, la 12 consilieri pe legile nu plătesc. Nu-i plăti la mai. Nu, nu, nu. 12, 840. 12 și 840. 8 milioane pe lună. Pe tribunal sunt 120 de milioane. Nu 500. 100. Nu, am dat un exemplu, am greșit. Și asta e o sumă infimă. Eu am nimic ca toată lumea am spus. Din punctul meu de vedere că nu obișnuim să lăsăm coeficientul dumneavoastră 10% și să-l aplicăm la salarul primarului. Să vorbim, doriți dumneavoastră. Eu am vrut să par modest și să nu vin că vrem 10% că suntem noi cu coarne. Că eu nu știu, dar am zis că suma care este legală, suma ce s-a transferat la CSU, la angajator, la angajat. Dar mă, vă propuneți să votăm. Eu mi-am pus punctul meu de vedere. Da, da. Alte propuneri. Haideți, ca să votăm în bloc punctul ăsta. Eu am propus recuperarea sub. Recuperare. Deci 8-9%. Nu știu, că vine Dumnezeu. Eu am solicitat și eu și ședințele anterioare să fie prevăzut ceva și pentru Biserica Borșan. Nu văd că în momentul de față nici... Haideți să vă spun. Hai să terminăm cu... Nu, lăsați că e bine. Nu, am înțeles, domnul Bărgeșoc, să vă nu, e bine că ați deschis subiectul. Eu am să vă spun că acum referatul dumneavoastră nu mai țin minte exact și pentru asta mea culpa. Exact ce doreați dumneavoastră la biserică la Roșan. Ce ați scris în referat? Bănuiesc că știți. Ce doreați? Era chestia pentru construirea unei capele. Construirea unei capele. Da, acolo la Borșan, la Borșan, e o situație mai delicată și am să vă explic de ce. Biserica la Borșan este singura biserică care este declarat monument de cult. Este prinsă în arhivele Ministerului Culturii și implicit al Direcției de Cultură la Bacău. Este edificiu de cult. De patrimoniu. Scuzați, de patrimoniu. Asta e cuvântul. Ei, ce se întâmplă? Dumneavoastră știți că părintele a făcut niște lucrări acolo pe care nu ne-a înștiințat pe noi și au avut mari probleme, că a pus parchet și a pus termopane la biserică. N-ai voie să intervin la un lăcaș de patrimoniu, n-ai voie să intervin nici o șindire, să schimb, fără aprobarea Ministerului Culturii. Deci n-ai voie. Și asta citiți și o să vedeți că așa este. Eu în ceea ce vă privește, bani se vor mai găsi. Rog pe părintele și Consiliul Parohial de la dumneavoastră, la Borșan. De asta nu că aș avea ceva cu Borșan. Să obțină aprobarea și să obțineți autorizația. Autorizația să o faceți dumneavoastră pentru construcție. Și în momentul când aveți și aveți, având autorizație, înseamnă că o să aveți și avizul la Ministerul Culturii. În momentul în care o să aveți, eu n-am nimic împotrivă să aloc suma. Dar dacă o aloc degeaba, pentru că nu o să umblu acum să fac proiect pentru aia de la Borșan. Deci transmiteți-i părintele și cu care am o relație destul de bună, cel puțin în ultimul timp, că și Consiliul Parohial, că sunt pentru totul de acord cu ceea ce au solicitat cu o capelă, dar în condițiile în care obțin aprobarea Ministerului Culturii. Deci aprobare scrisă, nu verbală. Dacă au aprobare scrisă, eu n-am niciun motiv de a mă opune, pentru că voi veni și voi expune situația dumneavoastră în Consiliul Local și atunci veți hotărâ, de fapt, ce veți face, ce sumă vom aloca. Bani vor mai fi și pentru câte o capelă de aia, doar e o clădire.
orașului mare. Dar numai trebuie aprobare, acolo trebuie aprobarea Ministerului Culturii. Este singurul loc unde trebuie aprobarea. Acolo s-au făcut niște lucrări, le-a făcut părintele, treaba lui, eu l-am și lăudat și ți-am zis și în ședința anterioară, am zis, parcă, sau acum două ședințe, că-l apreciez că e un bun gospodar și un bun gospodar. Omul ăla știu să aducă bani și a făcut lucruri frumoase acolo. În schimb, le-a făcut așa cum le-a făcut. Este treaba lui. Eu nu m-am sesizat. Dar știe că a avut probleme cu cei de la Ministerul Culturii. Deci nu are, nu se joacă cu chestiile astea. Nu vreau să spun acolo ce s-a mai făcut și ce nu s-a mai făcut. Nici nu vreau să spun că nu e în regulă ce s-a întâmplat. Dar cei la Ministerul Culturii au căzut de acord. La urmă au acceptat. Au acceptat. Ne-au impus niște chestii care pe viitor de a nu modifica nimic. S-a scos draperiile toate astea și în rest s-a acceptat. Forma respectivă. Bun, deci transmiteți părintele încă o dată, că dacă obține aprobare la Ministerul Culturii, n-am nicio problemă. Ce mai vreau să mai spun? Legat de bugetul de aici care este prevăzut, o să vină punctele următoare, 6 și 7, care devin proiecte prin hotărârea Consiliului Local. Cumva, legat de când s-au făcut, s-a aprobat în Consiliu, ne-ați spus la momentul respectiv că unde vor fi astea forate puțurile, terenul aparținea primăriei atunci și noi am aprobat în forma respectivă. Da. Acum se vin cu niște nelămuriri totuși. Da, și vreau să explicat. Da, ți-a explicat, dar sunt niște chestii care noi trebuie să fie o contribuție din partea comunei cu niște valori. Da, păi dar și ați spus suma aproximativă, 150 de milioane. Da, plus de asta nici trebuia să fi specificat, domnule, uite, cu tare este cu terenul respectiv. După evaluare, se vine cu hotărâri în care se spun fiecare... Da, da, evaluare. Fiecare evaluare. Vine cu hotărâre. Haide, dacă vreți, vă spun, am pe cineva care are 15 metri pătrați. Aia, 5. Haideți să te până la urmă știți ce se întâmplă? Dacă nu vor zonă de plus, dacă avem schimb, exact. Da, așa am căzut, majoritatea avem schimb, de asta am și pus suma mică, 15.000, vă dați seama. Eu plecăm cu schimb. Nu, dar ce se întâmplă? Eu pot să le trag zona de protecție, v-am spus că puțul în sine nu ocupă decât 2 metri pătrați, 1 metru pe 1 metru. Le trag gardul, frate, și le duc din zona de protecție. Da, l-am făcut așa. Da. Vreau să clarificăm o problemă la punctul 1. Știți cum e cu situația asta? Cum ați plecat dumneavoastră la drumul, cum ați plecat la Brașov și vă trezesc la Poiana Sărat, începe să plouă, să ningă, să face pole pe jos. Chestia neprevăzută. Care nu s-a gândit nimic. Da, a fost greșit, sunt greșit cu în momentul de față vine cineva să ceară despăgubiri decât ceea ce e prevăzut aici? Cum adică? Spre exemplu, să zicem, poate este un proprietar care, să zicem, are vreo acțiune sau vreun atac. Acțiune? Către primăria Coțofărești. Împotriva? Împotriva primăriei Coțofărești. Nu, avem o singură acțiune cu Toderică Barbu, dar în partea asta, la puțul de la Borșan. La puțul la alimentare de la Borșan. Ne-a trăstit, dar spuneți-vă, dacă tot știți. Nu știu. Dacă tot știți. Da, în sfârșit. Da, e o acțiune, au făcut o sesizare, a venit în teren, s-a văzut că nu este adevărat. Domnule Boșteș, a scade valoarea pe oră, dacă stă mai mult. Haideți, vă rog frumos. A venit să facem calcule pentru astea. Dar facem mama piu. Hai să discutăm concret, pe problemă și la problemă. La obiectul muncii. Deci. Nu că nu stăm, stau până mâine dimineață, dar nu sunt pensionat. Domnul Ghebu, vă rog frumos. Deci la punctul numărul 1, clarificăm problema cuantumului indemnizației. Exact. La cât rămâne? Rămâne 10%. Deci, să specifice și să spună că se duce se votează, se supune la vot împreună cu aprobarea bugetului. Deci, în general. Cine este pentru? Vorba că... Nu este corect supunerea la vot. De ce, domnul? Nu, domnul. Păi am luat un loc. Domnul președinte, pur și simplu, noi ca Comisie Economică, noi n-am reușit să facem actul respectiv, să știți. Dar ați fost de față. Noi am ajuns în timp real, ne-am îndeplinit misiunea și ceea ce trebuia făcut pe Comisie nu s-a făcut. Înseamnă că...
Băi, oameni buni, stați așa că aici am eu de vorbit. Nu e adevărat. Deci, dăm drumul la... nu condiționat, nu de alte minuni. Se votează la o propunere a unui coleg de-al nostru, Cuantumul. Eu am avut o propunere, domnul președinte, și aveți obligația să puneți la vot propunerea fiecărui dintre noi care îndeplinește mai mult. Da, domnule, asta e legea. Nu poți să mă bagi la colectivitate. Eu am venit cu o propunere de recuperare a sumei. Colegii au venit cu o propunere de 10%. Dumneavoastră aveți obligația să supuneți la vot fiecare propunere. Care îndeplinește condiția? Trebuie să abrogăm hotărârea de acum 6 luni, alt proiect. Avem un secretar aici care spune, poate am greșit. Asta înseamnă că trebuie să abrogăm hotărârea luată acum 6 luni. Nu am venit, dacă am greșit îmi cer scuze. Avem un secretar care știe legea. Avem un plan care este o hotărâre care trebuie abrogată. Eu mă supun majorității. E o hotărâre, care acum, prin votul dumneavoastră, ori o reconfirmați, ori dacă nu, reduceți... Dar și o aprobați cu celălalt. Puteți să o reconfirmați, asta e la toată. Spuneți la vot. Dacă s-a ajuns la disputa asta. Dar nu s-a ajuns. Dar nici cu comisii, domnul Ghebuș, nici cu comisii nu s-a făcut procesul verbal. Ședința pe comisie. Ședința pe comisie. Hai să încheiem. Păi eu propun ca indemnizația consilierului local să fie 10%, care e maximul permis de lege, așa, din salariul primar. Dar nu propui, mă, să rămână valabilă, Florine. Păi nu, dar văd că tot din votație, fraților, ce să votăm? De ce trebuie să votăm? Dacă este o hotărâre, de ce să o votez? O hotărâre votată, pentru ce să o revotez? Este o hotărâre, e hotărâre. La luna următoare îți trebuie și diferența, Florine, anuare. Păi așa. Ce-a mâncat locul e bunica. Nu mai îmi spun. Deci, nu spun o chestie. Când a luat tot, ați votat, nu? Da. Dar ce se votă? Doamne, cine este pentru? Ce se votă? Cu indemnizația? Deci, propunerea mea. Menținerea la 10%. Dar nu face parte din ordinea de zi. Dar nu face. Dar se face trece. Haideți să vă spun o chestie. De ce ne lăsați? Doamne, haideți să vă spun. Și când ați votat, în iulie cu 10% și înainte era tot cu 10% oameni buni. De ce vă contrazice singur? Nu mă contrazic. Eu zic că nu pot să aprob ceea ce am aprobat. Păi și atunci în iulie de ce ați aprobat? Tot 10% are în salariul primar. Da. Dinainte. Păi dumneavoastră ați făcut proiect de hotărâre. Eu? Oare, eu am rămas ultimul, am auzit. Propunerea mea. Așa vrei vreau. Nu se spuneți că am venit propunerea mea. Am avut propunerea de 9%. Am venit, nici la fost la ședință. Păi n-ați fost. Și cum m-am propus așa pe telefon? Nu, nu, baza, legii salarizării s-a făcut. Aveați tot 10% și l-au pus în și a rămas la fel. De ce? Ce confirmați-o în colo? Atunci de ce ne-a mai fost pus să o revotăm? Pe dumneavoastră a spus, nu am pus. Da, domnule, așa este. Voi v-a propus 10%, eu 9%. Da, domnule. Mai cine? Și votați propunerea mea, domnul președinte. Supuneți la vot propunerea mea. Așa este. Cine este pentru? Domnul președinte. Eu sunt pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008. Da. Asta este punctul. Asta este punctul, domnilor. Spre asta discutăm acum. Bugetul se modifică înainte dacă facem propunerea asta acum. Da. Păi nu, nu este nicio propunere, pentru că ea trebuia să fie, să intre. Ea trebuia să intre, Florin. Nu mai discutăm, gata. Ea trebuia să intre și cu asta basta. Și doamna contabilă, da, ia măsuri. A fost o eroare și cu asta basta. A fost o eroare contabilă. Trece la punctul 2. Ce te uiți așa pe ăla mine așa? Ce crezi că mă impresionezi? Parcă îmi faci așa. Gata, am aprobat. Doamna contabilă. Deci, revizuim. Vă rog să punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din Comuna Coțofănești pentru perioada 2018-2020. Dacă am aprobat, domnul primar, cine?
Domnul secretar. Domnul secretar, vă rog. Pune de motive pentru aprobarea planului de acțiune local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români de etnie romă din Comuna Cotroceni pentru perioada 2018-2020. Domnilor consilieri, confruntate cu prevederile HP 18-2015 privind aprobarea strategiei Guvernului României de incluziunea cetățenilor români aparținând minorității comunității rome pentru perioada 2014-2020, autoritățile publice locale au ca obiectiv creșterea gradului de incluziune socioeconomică a cetățenilor români aparținând minorităților rome. În conformitate cu prevederile HR care se va aproba acum privind înființarea la nivelul Comunei Cotroceni și grupului de lucru local pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorităților rome, grupul de lucru local a înființat elaborează în baza strategiei guvernului planul local de acțiune privind incluziunea minorităților rome stabilit în baza procesului de identificare și selecție a principalelor nevoi ale comunității locale. Analizele cantitative și cele calitative realizate la nivelul acestui segment de populație revelă faptul că și Comuna Cotrobanei, romii se numără printre cei mai sărași membri ai comunității, îndeplinind adesea probleme de acces la serviciile sociale din cauza unor condiții singulare, inclusiv factori culturali și sociologici. Părind aceste considerente, supun că analiză și aprobarea Consiliului Local Comunei Cotrobanești, proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune, privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din Comuna Cotrobanești pentru perioada 2018-2020, conform anexei numărul 1. Un raport al subsemnatului care nu conține lucruri în asimție, decât că în plus față de mătire, decât că proiectul de hotărâre de privind Consiliul de formă și fond pe orice drept și poate supune aprobării Consiliului Local. Un proiect de hotărâre, nu mai dau preambulul, am citat din hotărâre. Se aprobă planul local de acțiune prin incluziunea cetățenilor români de etnie romă din Comuna Cotrobanești pentru perioada 2018-2020, plan prevăzut în anexa la prezenta hotărârii. Prin grijă a secretarului comunei, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefecte pe vară Comunei Cotrobanești, vă rog, de chiar pentru rom, Bacău. Și acum planul local de acțiune. Obiective. Deci la obiecte. Creșterea gradului de ocupare a persoanelor de etnie romă, organizarea unei burse locuri de muncă pentru persoanele defavorizate, instituții publice responsabile, Consiliul Local, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, buget, surse, buget de stat, ONG-uri, termen permanent. Realizarea unui campanie în comunitățile de rom la locuri de muncă existente, grupul de inițiativă locală, ONG-uri, mediator școlar. Buget, surse, fonduri europene, ONG-uri, permanente. Furnizarea de servicii de informare privind la piața muncii, consiliere și orientare profesională, îndrumare și sprijin în găsirea unui loc de muncă. Așa. Angajarea unui expert în probleme rom în cadrul primăriei Cotrocănești. Consiliul Local, primăria comunii responsabil la bugetul de stat. Dar anul 2018, fiind locate posturile, am pus aici pentru 2019. Crearea unei baze date cu persoane de etnie romă aflate în căutarea loc de muncă și identificarea potențialelor angajatori. Consiliul Local, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, grupul de inițiativă locală, ONG. Buget de resurse de resurse de finanțare, buget de stat, ONG, fonduri europene. Termen permanent. Creșterea competențelor și calificărilor personale ale cetățenilor de etnie romă prin măsuri active de ocupare. Implementarea de programe de formare profesională în vederea asigurării reintegrării romilor pe piața muncii. Responsabil Consiliul Local, Primăria Comunei Cotrobanești, Consiliul Local, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, grupul de inițiativă locală, ONG-uri, mediator școlar. Buget de stat, surse, ONG-uri, fonduri europene. Obiective. Creșterea accesului la serviciile de sănătate publică. Creșterea gradului de informare a comunităților de rom cu privire la riscurile unor boli transmisibile. Responsabil. DSP, Direcția de Sănătate Publică, ONG-uri, medici de familie, mediator școlar. Surse de finanțare. Buget local, de stat, Ministerul Sănătății, fondurile europene. Termen permanent. Campania de conștientizare cu privire la importanța igienei. Aceleași responsabili.
campanii de informare pro-life, aceea responsabil și aceea resurse, identificarea persoanelor din Romă care nu sunt înscrise pe liste medicilor de familie, aceleași persoane responsabile și aceleași fonduri. Îmbunătățirea condițiilor de locuire, asigurarea accesului la utilități, identificarea cetățenilor fără acte de identitate și inventarierea locuințelor care nu au acte de proprietate, sprijinirea acestora pentru obținerea actelor de proprietate și pentru cadastru. Consiliul local, OCPI, responsabil, mediator școlar, grupul de inițiativă locală, ONG-uri. Bugetul de stat, bugetul local, ONG-uri. Fonduri europene, termen permanent, asigurarea infrastructurii și abranșamentul aferentei imobililor proprietate privată la utilități, apă, canale, energie, drum, asfalt, acolo unde este caz. Consiliul local, grupul de inițiativă locală. Încheierea de contacte pentru serviciul de salubritate și respectarea prevederilor cuprinse în acestea, termen permanent, aceea responsabil. Identificarea de programe și proiecte pentru mâncare de locuința de lucrurile de lumea Roma, aceea responsabil. Simulare participării copiilor rome adulților în sistemul școlar și prevenirea abandonului școlar familial, organizarea de campanii cu privire la importanța educației în cartierele de Roma, simulare persoanelor adulte de lumea Roma să conține programele tip a doua șansă, vederea absorbirii învățământului obligatoriu, programe de educare a părinților privind încurajarea copiilor părinților la sistemul de învățământ, organizarea de întâlniri părinți profesori autorități publice pe teme educative, premiere elevilor cu performanțe școlare deosebite, organizarea de activități extrașcolare pentru promovarea dialogului intercultural, asigurarea transportului școlar de afiș, sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea și promovarea culturii românii, persoane responsabile, consiliul local, consiliul de informare, ONG-uri locale, grupul de inițiativă locală, mediator școlar. Bugetul de finanțare, bugetul de stat, bugetul local, ONG, fonduri europene, termen permanent de plan. Așteptă aici, nu, lasă aici. Ce mai sunt toate la acesta? Inițierea și organizarea activităților artistice dedicate Zilei Internaționale a Romilor, aceea responsabil, anual, pe 8 aprilie. Ce nu știe, pe 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Vă ieșiți afară și nu faceți. Activități educative, preventive, în rândul cetățenilor de etnie romă. Așa se lucrează, voi nu știu tot așa. Hai, 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 nu, vă puneți să vă spuneți. Hai, nu, vă puneți să vă spuneți. Am discutat cu voi frumos, am zis așa un lucru lucru. Eu ședință. Vreți să intrați cu toții? Nu încă. Intrați cu nicio problemă. Și le urați ușa. Domnule, ce se caută aici? Anul acesta, în afară piatră, de la voi, la voi, și la Tămășoaia, că nu se putea urca mașina de noi, n-am pus nicăieri, dar nicăieri, n-am pus o ligură de a fost una la voi, la nebune, nu s-a terminat viața. Ia, nu s-a terminat viața. Am terminat la paie, se pune la voi. De ce așa? Ce s-a luat? Să filmezi. Să nu filmezi. Să filmezi. Acum a comentat un cadru mobil și urmă. Nu s-a terminat viața. Să punem la vot. Mai e Gheorghe. Deci să punem la vot un proiect de hotărâre pentru hotărârea planului de acțiune privind incluziunea cetățenilor romi. Cine este pentru? Da. Și comisia a zis exact. Și punctul 3 la fel, ăla e vorba de constituirea grupului inițiativă locală și comunitate. Persoanele care de inițiativă locală, GIS, a grupului local, GDL, pentru asigurarea implementării strategiei guvernului român de incluziunea cetățenilor români, așa pentru perioada 2018-2020. Deci e aceeași... Ce e mai nuanțată? Citește aici, nu mă zic. Da, da. Deci e grupul local de lucru. Pune la vot. Bunica Dănuț, Pașătorin, Bărgescu, Ana Maria, Sorin Tatiana, Elena Liliana, documente să vă aștept, Munteanu Ionel, mediator școlar, Tiporizie, reprezentant rom, Munteanu Ionel, reprezentant rom, Tipor Sebastian, reprezentant rom, Munteanu Mircea, reprezentant rom. Comisia a fost în faza proiectată.
N-avem președinte. Hai, Neruțu, hai, supune la vot. Hai, supune la vot și punctul... Noi putem face și fără domnul primar ședință, dar noi din noi mai acolo, hai să continuăm. Nu-i pe ordinea. Și nu e vina consilierului aici, iată, e vina altă, da? Hai, deci, supunem la vot. Atunci. Supunem la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Da. Să abține cineva? Împotrivă? Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcției. 5 că s-a devansat. E punctul 5. Domnule, la? Nu, e 4. E punctul. Domnule, alea s-au discutat înainte, nu le-am schimbat cu ordinea. A funcțiilor publice pentru anul 2018 al aparatului de specialitate al primarului Comunii Coțofănești. Lică, supui, nu citești tu materialul? Da, îl citesc eu, dar o să fie mai... Mai explicit. Da. O să... Citesc planul de ocupare. Deci avem aici funcția publică, număr maxim de funcții, număr de funcții ocupate, număr funcții publice, număr funcții de funcții care au fi înființate, număr maxim de funcții publice și funcții de organizare, număr maxim. Ce se întâmplă? Dacă vreți o explicație mai... Acestea sunt funcționare așa cum sunt ei, cu modificările care urmează să fie făcute în anul 2018. În anul 2018 ne-am propus două promovări, e vorba de Ailen Indiana și Antochia Adina Gabriela, care vor promova funcție, nu se recrutează nimic, blocate am curte. Am înțeles, este internă treaba. Da, și acestea este internă, conform graficului și conform pregătirii profesionale raportată la vechime. Comisiile au avut materialele. Comisia a venit să pune la vot. Să pune la vot. Numai puțin. Deci aparatul de specialitate al primăriei, câți... În funcțiile publice. Numai funcțiile publice aici. Da, și câți sunt consilierii respectivi? Dar nu consilieri. În vorba de două persoane. Aici funcții publice ocupate. Da, dar în total noi câți avem? 20. Când vreți angajat, sunt 20. 20, da? Da. Bine. Deci supunem la vot. Confirmat. Cine este? Cine este pentru? Se apune cineva? Bine. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărie și înfrumusețarea comunei pentru anul 2018. Domnule, dar asta e o greșeală, nu trebuie privit. Comandul, domnule, treaba e concertată de băieți. De n-ai treabă. Dar cine este domnul primar? Spuneți, băia, ce lăsa? Romii, eu te despre ei. Domnul vreau să apucerte, da, să implemente. Da. Deci la primul numărul 5 suntem. Domn primar, s-a întâmplat în primăria cum îi poți ofăne de când ai așa ceva. Iar lansați așa în aerul niște... E treaba mea să arunc ce vreau eu, atât timp când v-a pus pe dumneavoastră, nu puteți să nu... Dar sunt prezent și eu, domnul primar. Foarte bine. Și m-am sesizat a fi... Nu, am zis că eu am spus doar atâta. Este comandou bine concertat, sunt acțiuni foarte bine concertate. Deci asta nu s-a întâmplat cu noi, nu știu dar. Da, asta e. Haideți, proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor privind gospodărie, păstrarea curățenie, respectarea normelor de igienă și înfrumusețarea comunei Coțofănești în anul 2018. Preambulul numai citesc, propune, se hotărăște. Se aprobă prezentul program care să vezi măsoare ce se îndevină de către locuitoare comune pentru gospodarea întreținerea și funcționarea localității, cu forma anexă numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Bună gospodării întreținere și curățenie, respectarea normelor de igienă precum și funcționarea comune, conține obligația permanentă a primarului și tuturor procesul comercial și a tuturor cetățenilor. Se aprobă cuantum la mediu prevăzut în norme și contravenții privind gospodărirea, întreținerea și funcționarea localității cu Coțofănești. În forma anexă 1-2, da. Da. Domnul primar, nu am stat să pe ce? Pe gospodărire? Pe gospodărire? Vorbim de gospodărie și înfrumusețare. Ce pot să spun aici? Aici fiecare, de chiar și chestia drumurilor, e chestie de gospodărire, da? Se aruncă așa niște baloane de... Să pun în sus, avem 260 de milioane și toată lumea, ei le-au venit acum aia. Închipuiți-vă că nu întâmplător au venit oamenii ăștia exact când se țin ședințe, extraordinar. Eu m-am întâlnit cu ei săptămâna trecută, am trecut la ei, în sfârșit.
Nu era moare pământul atunci. Nu, nu era, da, nu era. Era, era moare și atunci, era destul de mare. Da. Atunci era destul de mare. Dar, în sfârșit, să rămână fiecare la ideea lui că da. Totul e întâmplător. Nu e întâmplător. Totul este bine regizat și pus la punct. Și chestia asta cu drumurilor ține de bani. Și am spus doar mai înainte, am spus. Da, 260 de milioane, nu poți să... Păi 260 de milioane ca să faci drumul numai la ei acolo, cred că îți trebuie aproape banii ăștia ca să-l faci ca lumea cu autogreder, să-l faci piatră. Dar în sfârșit asta este treaba. Bine. Vreau să spun de curățenie. De curățenie este... Na, e o îndatorire cetățenească, este civică a fiecărui om de a-și face curățenie în fața porții, în fața proprietății, fiecare gospodărie, fiecare mare gospodărie. Acum, de bine de rău, mi se ridică gunoiul și nu mai văd de ce ar trebui aruncate gunoaiele la voia întâmplării, dar toată lumea este bine să-și facă în dreptul dumnealor curățenie, pentru că noi deja am început. Noi, de pe perioada asta de iarnă, facem curățenie. Am luat-o pe asfalt, la deal, am luat-o pe bâlca, chiar pe vremea asta, că am zis că orice oră câștigată, orice zi câștigată, eu un câștig și în primăvară avem putem ocupa de altceva. În rest, eu am, cum să vă spun, eu am chiar certitudinea și satisfacția când fac lucrurile așa cu bună credință și cu suflet. Că unii încearcă să perturbe, să... e altă problemă. Dar chiar îmi fac și, de bine de rău, le văruiesc pomele la fiecare, la poartă și podiețele și le dau și cu grebla și cu... Aia la toate proprietățile. Mai, poate mai bine ar fi să ne aplicăm mai mult asupra lucrurile astea. Bine, comisiile pentru punctul numărul 5. Aviz de favoare. Așa. Supunem la vot. Deci, punctul numărul 5 este pentru, împotrivă, abține. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Comuna Coțofănești la suprafație de 2,46. Așa, s-a discutat. Supune numai la vot. Nu, la schimbare. Cu schimbare. Da. Comisia aviză favorabilă. Așa, supune la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Bine, punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al Comunei asupra feței de 25.642 metri pătrați, teren extravilan, parțial acoperit cu apă, acoperit de apă, cu denumirea Balta Răioasă. A fost prezentat la ședința anterioară, s-a hotărât amânarea lui, s-a amânat pentru ședința asta. Asta este. Da, ca să vă spun despre ce e vorba. Avem contract pe 49 de ani cu societatea sau persoană fizică, ce Chela. Așa, și plătește anual 36.800.000, eu tot vorbesc în bani. Așa, 3.680. Plătește anual. Acum, vă spun despre ce e vorba. Acea baltă, el nu a făcut nimic, absolut nimic. Dar nu-l pot obliga prin contract. A luat-o, plătește, nu-i nicio problemă. Ei, și dacă facem, nu-i scad din concesiuni. Banii rămâne aceiași, nicio problemă. El ce spune? Doamne, n-am certitudinea, adică am și eu să am garanția proprietății, nu vreau să o mai țin. Acolo un contract spune că în cazul în care, deci contractul se reziliază amiabil la înțelegerea celor două părți. Noi nu suntem de acord să o reziliem, dar el nu va plăti un an, doi de zile. Ne plătim, automat trebuie să rezilieți contractul, că nu își îndeplinește condițiile contractuale. Deci, automat. Acum vreau să vă spun, dacă aveți ocazie să vă duceți, vreți votați cum doriți dumneavoastră, n-am nicio înțelegere cu nimeni, n-am nicio... Balta aia, în câtva timp, va fi toată colmatată. Că vreți să fie trecută, să o scoate la vânzare, mai facem bani. Da, că dacă nu, rămâne la ăla, reziliem contractul, o lăsăm acolo și... Poate vine la tot, domnul primar. Poate? A, nu, dar dacă o vindem, doar nu te soia tot ăsta. Nu. Poate vine altul să o concesioneze, domnul primar. A, nu, dar dacă n-am solicitări, nu mai rezolvat procedura. Concesionarea ar aduce mai mulți bani. Păi nu, dacă nu sunt solicitări... Fă așa, așa. Dacă nu sunt solicitări, mă scurt. Totuși nu s-ar putea... Acum... Cel mai prietenește vorbesc. Oare nu s-ar putea valorifica de către noi această baltă? Exact. Dar nu, pe fonduri, domnul primar. Sunt fonduri. Nu să încercăm să accesăm fonduri europene pe piscicultură. Sunt foarte mulți bani. Sunt multe OAT-uri care valorifică potențialul. Aici, prin jur, nu știu pe nimeni, dar să fim noi primii.
să valorificăm. Eu asta este părerea mea. Părerea mea, mie mă interesează mai întâi să aibă toată un asfalt, să nu mai gândă lumea și să zică să aibă aia până aia. Da. Mă interesează să aibă canalizarea și după aia, aia chiar te planul mai îndepărtat. Nu știu nici la că aia poate fi o sursă de aduse venituri. Momentan. Da, ca să o pui pe aia în funcțiune, mă închipuiți. Da, într-adevăr, sunt investiți, suntem conștienți. Am mai avut tot cineva în procesul ăla. Dacă era o sursă, cum se spune, aducătoare de bani, mult și de profit. Este un vă spun o chestie, că se înghesuiau mult să vină zonă. Este un potențial. Și la Căinicul s-au făcut tot așa ceva de genul ăsta. De ce nu veniți o concesiune? De ce nu veniți o concesiune? Las-o mai lăs. De ce nu fiți eu o concesiune? Am întrebat și eu. Au luat-o alții mai... Nu, de scoatem din bani. Scoatem din bani. Mai bine așa, nu? Nu se știe. Poate găsesc un prieten. Foarte bine. Care are timp să se ocupe de atragere de fonduri europene. Foarte bine, excelent. Și ăsta da, tot așa bine. Păi și așa gândit. Poate și pe concesionare, că-s 50 de ani, domn primar. Deci nu. Povestează despre lungire cu încă 40 de ani. Deci oricum ai dreptul de... Nu, Florine, spune-o care este problema. El a concesionat-o ca persoană fizică. Și ca persoană fizică este foarte... N-ai ce să... Efectiv a luat-o să se ducă el să o aibă. Atât. Nu. Deci dacă o lua o firmă, da. Nu, nu mai, nici nu mai scoate, nu, salut. Și la persoane fizice nici nu cred că ar trebui. Dacă se reziliază cu un profit doritor, scoate la concesionare. Da. Deci supuneți la vot ca să consemneți. Deci supunem la vot. Da, cum respinge, cum respinge. Respinge. Da. Deci în unanimitate se respinge punctul numărul 7. Restul s-au epuizat. Punctul 9. Punctul 9, Leana. Păi asta a fost mă, a mai intervenit un domnul. Ia, domnul secretar. Asta a venit o adresă acum 3 zile de la Consiliul Județean, ne-a cerut o... Ne-a făcut un obiectiv de dotare economic-socială, dar în alt stil, aici ne-a cerut altfel o situație aprobată prin hotărâre de Consiliul Local. De exemplu, se numește priorități, obiective, plan de acțiune privind dezvoltarea economică socială în 2018. Și începe cu un anchetă în care se dau numele persoanelor din Olariu Viorel Manea Vasile Văsului Benoane, denumirea OAT cu satele, cu număr de locuitori, număr de locuitori. Prafața intrarea s-a dat infrastructura, grădinițe, școli, gimnazia, licee, profesionale, universități. Avem școala gimnazială Cotofănie, școala primară Bârca, școala primară Tămășoaia, grădinița cu program normal Borșani, grădinița cu program normal Cotofănie, grădinița cu program normal Tămășoaia. Unde avem? La școala gimnazială Cotofănie 16 cadre didactice, la școala primară Bârca 5 cadre didactice, la școala primară Tămășoaia 3 cadre didactice, la grădinița cu program normal Borșani 1 cadru didactic. Program normal, grădinița program normal Bârca un cadru didactic, grădinița program normal Cotofănești un cadru didactic, grădinița program normal Tămășoaia 2, număr educator nivel acoperire 5%, ei acoperire 100%, număr învățător la nivel învățător nivel acoperire 13 cu 100% acoperire, număr profesor nivel acoperire 16 din care 13 sunt titularizați e cu 100% acoperire. Obiective și acțiuni în domeniul educației. Aici nu avem decât investiții în grădinițe, vor avea grădinița de la Bâlca, un program între 2017 și 2020, 277 de mii de euro, în care s-au cheltuit 33 de mii pentru PTH, probabil, realizat în 2017, nu avem decât 7 mii, prevedere în 2018, când se spera să termina, 270.000 euro. Celelalte nu... număr de grădinițe cu număr copii 106 în 2017. În 2018, număr copii, din grădinițe tot 4 cu 106 copii. La școli,
conectarea prin internet cu prin conexiuni de mare viteză, la numărul școlii gimnazial avem una cu 176 de elevi. Așa, cu în 2017 realizat cu una cu 175 elevi și în 2018 prevedere una cu 176 de elevi. Proiecte privind reducerea abandonului școlar. Avem infrastructură, dispensare medicale 1, număr cabinete medici de familie număr 1, cu număr de asistați 3154, asigurați, număr clinici, spitale, dispensar veterinar 1, număr medic veterinar 1, modernizare ajutătoare ambulator de specialitate, primire urgențe, nu avem noi vorba de orașe, construirea de spitale, nu avem nici atât, reabilitare, modernizare de scene, asta e o grilă pentru toate localitățile de județ, de-aia. E probabil un corp calculator că lucrează un program cu ea. Ce mai avem? Starea de sănătate a populației, număr programul de sănătate aplicate 2, la sala doctor, două prevăzute în 2017-2020, două realizate în 2017, două preconizate în 2018. La număr de consultații medicale, prevăzute în 2017-2020, 45.000, realizate în anul trecut, în 2017, 12.002, aici avem trebuit atât, și preconizat în 2018, 12.000. Nu știu, e o chestie de pună, e un timp de retrospect, dar vă citește situația asta, dacă mă întrebați pe mine, e o prostie. E o prostie care nu se va realiza niciodată. Dar dacă vreți să o citiți pe noastră, vă citiți-o. Noi am fost de asta, nici l-am participat la... L-am sintetic. A venit ieri, și a zis, faci... Cu titlul informativ, avem... Cam 235.000 de euro pe an la asistentă socială, la ajutoare sociale. Deci, asta e. Deci, da. Comisiile supunem acum 2020. Pentru numărul 9, ce este pentru? Abțineți, împotrivă? Deci, că nu am uitat. Domnilor, am ecuizat toate cele 10 puncte. Așa. Cu zisul, nu? Poți distrure, cu incidente, mult mai puțin plăcute, eu declar și dumneavoastră.